Merge și aia? Bun. Bine ați venit la podcast, de data aceasta, cu un invitat greu, foarte greu. Dă-mă greu, vedetă internațională de 15 ani pe micile și marile ecrane, nu? Sau de cât timp e emisiunea? 15 ani, am zis plezneală totală, să zic, nu crezi că 15 știu. 15 la antenă, da. 15 la antenă și înainte radio și alea, mai citit și eu pe internet, mă corectezi acum, da, dacă așa. Ce contează? Aici vorbim de mașini. Vorbim de mașini, dar oamenii trebuie să știe și eu trebuie să știu, în primul rând, că eu sunt cel mai curios de aici, lucruri despre tine. Cum, da, ți le zic eu după aia că mai am chestii de spus, trebuie să le spun oamenilor că vor fi premiați cu vouchere de combustibil pentru că se uită la podcast și răspund la niște lucruri pe care le punem noi în descrierea podcastului și mi-au scris și patreonii că vor și ei să participe, deci vom avea două bonuri pentru Patreon și două bonuri pentru urmărit. Da, mă, dăm, nu ne uităm la bani, știi ce zic, totul pentru vizualizări, vorba aia. Dar nu neapărat pentru vizualizări, cât pentru poveștile oamenilor pe care noi îi chemăm aici, pentru că eu sunt sigur că avem de învățat lucruri de la ei și eu am de învățat. Eu nu vorbesc mult de obicei, să știi, doar acum. Iată că am întrerupt acest podcast minunat pentru a vă informa, nu a face reclamă, că există o aplicație care vă poate ajuta să economisiți bani și să aveți acces la niște lucruri pe care noi de aici, din România și din Europa, n-am avea în mod normal. Nu mai spun de ce perioadă îmi doresc să ajung în Suedia, dar uite, am profitat de chestia asta prin aplicație și am luat biletele de avion mai ieftine decât dacă le-am fi luat din România. Despre ce vorbesc? Despre o aplicație care se numește Surfshark și o puteți downloada din linkul din descriere, cu mare atenție, acum super ofertă de la noi, de la Stax, 3 luni gratuit, adică 3 luni să testați aplicația, să vedeți dacă vă ajută să cumpărați bilete de avion, seriale, tot felul de vacanțe și tot felul de lucruri, mai ieftine decât dacă le-ați fi cumpărat cu un IP românesc. Ce face Surfshark? Vă schimbă VPN-ul și vă alegeți voi țara din care vreți să faceți achiziția. Tot pe lângă aceste achiziții și aceste oferte minunate, Surfshark One, tocmai ce este lansat, se ocupă și de partea de siguranță, adică nimeni nu poate să urmărească activitatea voastră pe internet și așa mai departe, seriale, achiziții, cadouri, bilete de avion, vacanțe mult mai ieftine, că vorba aia, ăștia care sunt mai bogați ca noi, tot timpul primesc lucruri mult mai avantajoase. Link în descriere. Atât de simplu. Aici de la biroul știrilor ProTel. Și încerc să vorbesc acum, să zic totul și după aia să te las pe tine, să nu te întrerup de foarte multe ori. Că eram asta zic, că nu vreau să vorbesc despre viața ta și despre aventurile tale în afara circuitului și ale motorsportului, dar vreau să știu cum s-a născut pasiunea, pentru că tu te-ai născut în Reșița, așa am văzut, și acolo știu că sunt niște băieți pasionați de mult, pe vechi, cu VTM, cu curse, cu Golful 1, cu monoposturi. Și cum? De acolo, de la ei? Sau? Bine zis, Golf 1, am văzut un Golf 1 acum la circuit, la ultima etapă, că noi Rotac, zici, nu? Noi împărțim weekendul de anduranță cu istoricele. Ok. Și am văzut un Golf 1 care m-a uns la suflet, am văzut și la raliu un Golf 1, care, dacă nu mă înșel, a și bătut la Argeș acum, la toate istoricile, vă rog. Genial. Și le spuneam ambilor piloți că în Reșița, dacă treceai de Golf 2, erai deja considerat amator. Nota. Dacă erai șmecher, aveai Golf 1. Noi în Reșița am avut curse de oraș, okay. City Track, cum îi zice acum, dar nu super rally, adică nu mergeam singuri. Era cu depășiri, cu... Cursă cu start de pe loc și cu concurenți, nu? Da. Ok. Cu Balcaniadă, cu veneau străinii. În ce ani se întâmpla asta? Înainte de sau după Revoluție? Înainte de Revoluție. Înainte de Revoluție, da, okay. Da. Veneau la Balcaniadă popoarele vecine, cu ladele șmecherite, cu istere. Nu știu dacă știi ce e un ister. Isterul este primul monopost care a venit... Nu știu exact istoria, dar știu că unul este în refabricație acum. A fost visul lui Chelety să readucă la viață un astfel de ister după niște schițe vechi și, dacă nu mă înșel, un șasiu și mai vechi. Deci noi am văzut monopost pe bune la Reșița.
Am fost toată viața în umbra bugetului, ca și astăzi. Doar am mirosit kartingul. Am văzut multe mașini. Sunt norocos pe partea cealaltă. Am trăit între oameni care au avut deschidere spre exterior și au avut tot timpul mașini de toate felurile. La 18 ani am condus dubă prin jumate de Europa. Am condus multe mașini, dar tot timpul ale altora. Însă n-am avut buget și nici deschidere spre motorsport decât târziu. Foarte târziu, când mi-am luat motocicletă. Prima, eu am început cu motoarele de enduro. La ce vârstă se întâmplă asta, oare? 25-26 de ani. Deci nu se câștigă bani din radio. Băi, nu. Noi sau, chiar am venit la București cu plasa. Pretențiile voastre sunt foarte mari. Adică pretențiile tale, de exemplu, sunt foarte mari în ceea ce privește motorsportul, că eu consider că un pilot trebuie să meargă la cursă ca pilotul. Nu ca pilotul care schimbă roți, ca pilotul care caută piese, ca pilotul care, știi, merg ca pilotul, am echipă de mecanici, am sponsori, am, pot să mă dau tare, că știu că am, nu știu, două daune pe an bugetate sau habar n-am. Astea erau pretențiile tale sau bugetul era atât de rău? Nu, era rău. Era rău, chiria era mare, okay. Nu, pur și simplu. M-am apucat de enduro când am simțit că am bani măcar de cauciuc cu spate. Bănesc că știi, la enduro se schimbă guma spate, incomparabil bugetul față de mașini. Pe mine m-a și învățat Nea Dumitrescu, cel bătrân, suta de ani. M-a prins la o cursă la Sinaia, parcă-l văd, a urcat cu un Porsche clasic până sus în dreapta. Și m-a văzut din unul dintre mai mari piloții ai României, da? M-a văzut în gașcă, tocmai îmi luasem un Clio vechi la coastă, începusem să mă dau. Și mi-a zis așa, tinere, te urmăresc, mi-a plăcut cum ai mers, dar vreau să înveți două lucruri de la mine. Unu, dă-te cu mașina cu care ai bani să te dai. Nu pe care ai bani să o iei. Eu n-am înțeles atunci. Mi-am mai luat vreo lună, cred că, să digere. Deci, poate ai bani să-ți iei Subaru. Dacă n-ai bani să te dai cu Subaru, nu-ți lua Subaru. Corect. Și zice, chiar dacă ești cine ești, că eram destul de cunoscut, mă bucur că ți-ai luat Clio. Pentru că o să poți să te dai probabil tot anul, sau 2-3 ani. Și doi, un sfat și mai bun, oamenii care sunt pasionați de motorsport mă înțeleg perfect. Niciodată să nu te gândești că te dai pe banii unei neveste bogate sau pe banii familiei. Întotdeauna te vei da pe celălalt buget. Și mi-a povestit că în istoria lui, trăind cu o femeie destul de înstărită, sau cel puțin așa era povestea, n-am verificat, întotdeauna se prefera să se cumpere alte perdele decât să se ia o pereche de gume pentru față sau pentru spate. Și asta am trăit pe propria piele. Deci să dea dracu, dacă nu, ambele principii, ambele au fost axiome pentru mine, am rămas cu poveștile astea. Și astăzi, azi mă dau tot cu Clio. Okay. Sigur că am avut radical, m-am dat cu mașini tari, am fost afară, am făcut teste cu LMP3. Nu suntem mulți români care am făcut treaba asta, dar mi-am calculat și în afară de a-mi face hatârul să mă dau o dată sau de două ori să dau niște bani la niște curse, dacă vrei să te bați acolo sus, trebuie să-ți vezi lungul nasului. Păi și cu toată notorietatea asta nu găsim sponsori. Te rog să te apuci, dacă vrei. Toată lumea spune același lucru. Eu am prieteni foarte bogați, bogați, care îmi spun același lucru. Băi, Dani, dar cu notoritatea ta, că te afișezi, te așa... Dă-mi tu, de ce nu le zici? Dă-mi tu, că ești foarte bogat. Asta le zic. Și atunci încep să-mi zică de nevestele lor, de... Păi nu, mă, din ăla, din... Amante, care că mai stat. Bine sponsorizează o fată care să stă aici pe norduri. Tine, dar la fată nu-ți dă factură, nu te duci din firmă. Aici scoți din firmă, în loc să-i dai la smurd, dai lui Dani. Eu nu sunt de foarte mult timp în lumea asta, e că nu mă pălău, dar eu îți spun că 95% din oamenii din motorsport se dau pe banii lor, iar între ceilalți avem foarte puțini oameni care o fac profi, adică businessul care îi sponsorizează au un return real, alții încearcă alte lucruri și nu mă bag acolo. Da, nu discutăm de tot felul de... Dar oamenii se dau... Dar majoritatea se dau din banii lor. Da, în multe sporturi e la fel, din păcate, unde nu sunt primăriile. Primările au stricat foarte mult în sport. Primăriile? Da.
oamenii spun că fotbalul e susținut de primării. Nu, fotbalul este total dezorganizat de primării. Atâta timp cât tu iei fotbaliști pe salariu ca primărie din banii cetățenilor și nu ajuți un club, ci ți-ai făcut club, îi ții 2 ani și după aia distrugi clubul ăla pentru că s-a schimbat ceva politic, eu zic că n-ai făcut un bine. Ai adus niște oameni la stadion un an jumate, numai bine cât să facă echipa 2-3 performanțe. Și după aia ți-ai bătut joc de ei, pentru că acei oameni rămân fără serviciu. În țările care funcționează deja pe tema asta, acum nu mai vorbim motorsport, dar vorbim sport, da. E invers. Statul face un stadion, face niște baze și le dă în folosință unor cluburi private. Nu dă statul din bugetul, că eu poate nu țin cu o anumită echipă din țară, de ce să dea primarul bani de la mine pentru sportul ăla? Și am o să-mi iau foarte mult hate, nu. Dar în substrat e un principiu plăcut și mie îmi place să vină o primărie să zică, ia tati, banii scrie și tu, primăria reșița pe tine. Un ajutor e ok. Un ajutor e ok. Să fie, da. Pentru că, uite, fac o paranteză. Venea la niște curse în toată Europa, l-a dus Leu și la Raliul Aradului, pe un domn care avea viață de șeic, nu știu cine era, nici mă interesează. Ok. Dar avea private jet, avea R5, avea motor cu el, avea home mobil, avea... Tot ce trebuie, tot pachetul și omul, omul ne-a zis la o discuție, acum e la modă Dubai, Abu Dhabi și Qatar, să vezi peste tot. Omul a fost între primii oameni care avea buget să promoveze în Europa Qatar, cred că, nu vreau să mă înșel. Băi, e ok pe linia turistică, okay. Dar așa doar ca să împingem, nu vreau să dezvolt, că mă enervez. Băi, asta aici iarăși, mie mi se pare că tu ești un băiat foarte cald. Aparent, dar înăuntru tău acolo cred că e o întreagă luptă, adică cum reziști să afișezi exteriorul ăsta arogant, cum zic oamenii, că ești foarte arogant așa la ce zic oamenii, știi? Cine mă oțilă ăla, n-ai văzut cum e, știi? N-ai văzut cum e, cum vorbește așa liniștit și e arogant tot timpul și mie nu mi se pare, știi? Dar mie mi se pare că te abții foarte tare. Și... Păi da, mă abțin ca să nu omor oameni. Eu le fac cum bine, să fie fericiți că sunt calm. Nu, eu nu mă cert, nu mă cert niciodată, nu. Nu. Am fost fratele mai mic în familie și am descoperit că ori de câte ori mă cert îmi iau bătaie. Și atunci... bătaia doare, vorba aia. Da, după 15-16 ani am încetat să mă mai cert. Și atunci, poate oamenii zic că sunt arogant, dar nu, chiar mă interesează. Hai să vorbim puțin de partea asta de enduro și de motociclete și de titlurile tale la motoare și despre cât de greu e mers. Eu am descoperit mersul ăsta în pădure și eu... Nu știu, am un respect așa, nu știu cum să ți-l zic, extraordinar de mare pentru voi care mergeți foarte tare în pădure, nu pot să-mi explic cum mergeți cu motocicletele alea și cum vă urcați, cum mi-ai zis, pe stânci, chestiile alea, mi se pare imposibil, știi, dar cum, am înțeles, totul a plecat de la buget. Dom'le, trebuie să-mi permit, asta a fost, motocicleta e mai ieftin și povestește-mi cu, ai intrat în concursuri și cum ai descoperit plăcerea asta de a merge și de a câștiga, că totuși, la vârsta aia apar tot felul de tentații. Nu vorbesc de femei aici. Vorbesc de, nu știu, alte lucruri în viață. Să te ții de sport și să faci performanță nu e totuși o chestie ușoară de făcut. N-am titluri la Enduro, adică nu sunt atât de sus. Am terminat de 6 ori Romaniacs, care e cea mai grea cursă de pe planetă și avem la echipe am 3 podiumuri. Cu asta pot să mă laud. Mai mult de atât nu. Mă mai pot lăuda că am 300 de prieteni în toată România pe linie de enduro, pe care îi știu după nume, prenume, le știu câinele, pentru că... E o comunitate foarte strânsă, să da, înțeleg. Noi stăm nas în nas la toate cursele, îi arătam colegul care mă antrenez la sala acum, îi arătam o imagine care, asta e definitorie despre ce vom vorbi acum. La cursa din Serbia, care e tot semnată Red Bull, deci e o cursă de nivel mondial, care punctează în campionat. Au fost câțiva sportivi pe o ravenă de asta, pe niște stânci, care s-au ajutat între ei. Și colegul meu de la antrenament mă întreabă, omul în toată firea, zice, pe ăștia nu sunt concurenți între ei? Păi zic, ba da. Păi de ce se ajută? Păi simplu. Dacă ei nu se ajută, vine aia din spate, pierd timp. Ăsta îl ajută pe ăsta, asta, pe ăsta și după aia se bate ei mai târziu. Da, corect. La fel se întâmplă cu sculele. Noi avem scule la noi în pădure, dar uneori îți lipsește o sârmă sau o bujie. Eu dai colegului, nu neapărat îi și repari motorul și dacă reușește să-și repare în timp util, te prinde el dacă e atât de bun.
Și asta se perpetuează de la sine, un fel de pay it forward, pentru că și tu vei fi încăcat la un moment dat. Deci nu poți fi egoist. Unu. Doi, filtrele prin care treci ca să faci sportul ăsta sunt dure. Adică vezi fracturi deschise, vezi oameni căzuți în cap care și-au pierdut pentru câteva minute cunoștința, degete rupte, nu mai zic. Vezi multe lucruri. Și atunci, ca să reziști și să fii acolo sus, treci prin multe rahaturi. Nu cred că rezistă un, să zic așa între ghilimele, un manelist al sportului. Și aici nu vorbim de oameni care ascultă manele. Înțeleg, da. Că noi toți ascultăm manele. De aia suntem mai... Da... Eu nu. Chiar și Smiley la nuntă l-a avut pe Luis Gabriel și pe Bogdan de la Plești. Dar... Că dacă avut... nu e o manea, da. Nu se simte mai bine la pe. Adică eu am văzut și știm că nu ne ascundem după deget. Smiley, nu ne ascundem după deget, ai văzut foarte clar în momentul în care oriunde mergi, oriunde mergi, la Monaco, la nu știu, unde e, în Elveția, la Berna, mergi la o... Da? Și toată lumea ascultă muzică simfonică, dacă intră o manea, se imediat începe treaba. Revenind, deci am descoperit sportul ăsta... aproape banal, n-aveam ce să fac în weekend la București. Eu fac sport de mic, diverse sporturi. Și m-a luat un amic, cum sunteți voi pasionați acum de faceți YouTube, el filma, e cunoscut în București, filma, cred că pentru TVR, pe la curse. M-a dus la Ciolpani. Zici numele, că nu e... De ce? Nițescu. Cum? Nițescu. Nu-l cunosc. E și bătrân. E și bătrân. M-a luat Marian la o cursă să o film. A zis, bă, stai după mine pe acolo. M-am uitat, am zis, bă, nu o să pot să zbor niciodată 27 de metri sau cât are cea mai lungă săritoare de la Ciolpani. Apropo, anul ăsta avem mondial. Da, foarte tare de juniori. Da, îl promovăm puternic, că se poate. Am văzut copii, mi-am dat seama că nu o să fac ce face un copil de 9 ani niciodată. Dar după aia m-am luat la o cursă de enduro cross, care este o combinație între motocross și enduro de pădure, unde ai mai multă pădure. Și acolo am văzut pe Mani în acțiune, era impresionat. Mani al nostru. Și cred că asta a fost duminică și luni mi-am comandat motocicletă SH, ca de obicei, condusă doar de o bătrânică. Da. A venit cu Ataru Meguș în ea, mi-a zis că omul avea un gater și că se plimba cu ea pe la gater. Doamne, ferește-mă! Am făcut niște mușchi cu motorul ăla. Pot să pornesc un motor în patru tine la pedală, care nu e ușor, din orice poziție, crede-mă. Eu nu mai enduro, n-am făcut motocicleta aia. Aveam dreptul atâta și stângul atâta. După care a urmat o poveste frumoasă, pentru că noi nu eram mulți enduriști în țară. Aveam o gașcă foarte faină de oameni. Am încercat stânga-dreapta să ne aducem DVD-uri de afară și până la urmă am reușit să aducem chiar... campionul lumii, la niște traininguri. Și am aflat noi după vreo 2-3 ani de dat prin pădure și scuipat sânge și și încercat pe pielea fizic. Voastră, cum ar veni, fără să te învețe nimeni, fără să zică nimeni niște lucruri. Am aflat pe pielea noastră că nu suntem chiar. Adică e ca și cum te duci în orice domeniu, oriunde. Te duci și zici, lasă-mă, bă, stai mă că am văzut eu. Dar noi nu aveam unde să vedem, că nu exista YouTube-ul okay, așa de dezvolt. Da, erau alte vremuri, da. Asta le zic că au mare avantaj acum. În orice domeniu. Da. Și chiar și așa, nu reușești doar cu YouTube-ul, pentru că, nu, îți dai seama că nu, cineva trebuie să te corecteze dacă te mai greșești. Corect. Mi-aduc aminte că a venit Jarvis la un... Jarvis este, acum are 48 de ani, a fost timp de 8-9 ani nebătut în sportul nostru, regele îi se spune, The Goat. E o poveste, ți-o zic eu și cu Marius, cu The Goat. A venit în România, am făcut un curs, eram câțiva mulți la curs, ne-a arătat un procedeu și nu ne și la nici care ca lui. Dar nu ne, nici măcar ne apropiam. Și a zis, toți, bă, noi suntem proști și le deștept, e logic. Și unul din băieți care acum e un politic, Ionuț, zice, Mr. Jarvis, dar zice, n-ai uitat să ne spui nimic? Și ăla zice, nu, uite, faci așa, o dai pe o roată, nu știu, zice, dar nu cumva tu și frânezi cu piciorul în timpul ăsta? Și zice, am uitat. Da. Păi zi vrea așa. Și atunci ne-am dat seama, bă, nici măcar dacă îți dă într-o carte cineva procedeul și dacă nu te reglează, nu te vede, nu ai cum să, o să evoluezi, dar mult mai lent decât ceilalți. Acum, în enduro, m-am uitat la câteva curse, mai duc și eu așa for fun plus. Eu mă apropii de 45 și la 40 în mod normal eram veterani.
Okay. Acum s-a mutat la 45, că sunt prea mulți veterani super fit care îi bat pe amicii. Deci eu mă apropii să fiu veteran în sportul ăsta. Dar m-am uitat la ce se întâmplă în sport. Bă, sunt niște copii care au învățat de la tații lor. Acum au 17, 18, 19 ani. Copiii sunt zid, sunt foarte tari. Sunt foarte fit, niște copii mărunței, slăbănoși, ridică 128-130 de kg, cât e motorul cu plinul făcut. Îl ridică cu o mână, frate, de la pământ. E impresionant. Ce anduranță au, dar și ce tehnică. Noi n-am avut șansa asta și îmi pare rău acum că știi melodia aia, îmi pare rău că am îmbătrânit. Noi avem un minus. Am început pe bani, generația banii, de sacrificiu, frate. Da, în enduro generația chiar așa. Generația de sacrificiu. Noi tot timpul am fost, eu tot timpul. Eram, se schimba bacul, se schimba aia. Eram generația de sacrificiu tot timpul. Dar nu-mi pare rău deloc. Asta e. De curând m-a sunat că a venit la o ședință în București un prieten de la Cluj și mi-a zis, bă, vin. Și a zis așa, știu drill-ul. Vrei cască, scooter sau mașină? Atât. Zis, bă, pregătește-mi scooterul, dar cred că mă descurc cu metrou, că aveam multe lucruri de făcut. Deci nu există în lumea, eu nu știu cum e în alte sporturi, că nu fac multe, dar nu cred că sunt multe sporturi în lume unde eu, dacă am pus pe un grup de-al nostru, că voi fi la Iași sau la Sibiu, nu mai vorbesc. La Sibiu am dormit în patul prietenului meu, adică pe genul, ia mă, nu te mai duce la hotel că mă jignești pe mine. Ia prosop, așa și cheie. Când ai tu chef, pleci. Nu cred că există multe sporturi, mai ales practicate de români, atenție, aici o cheie, la care să poți să ai ajutorul ăsta necondiționat. De ce? Că eu îl ajut pe el când vine la mine în oraș, el pe mine când ajung la el în oraș. Și cu asta am spus tot. Eu am sediu firmei la Buzău pentru că am contabila din Buzău, am prieteni din Buzău, frații mei cu care am petrecut nopți grele în pădure și care am știut când mi-am făcut firma în 2009 că nu o să mă tragă în piept niciodată. Și nici astăzi n-am ce să le reproșez niciodată. Ce bine când găsești oameni mișto. Așa e la pădure, frate, și la off-road. Și la off-road, la mașini, dar s-a mai stricat acolo. Că a venit bogați, ce să o fac? S-a mai stricat. Așa era înainte, acolo se băteau care să-ți repare mașina când se strică în teren, știi? Nu știu dacă erau chiar atât de uniți ca băieții ăștia cu motoarele, adică nu se ajutau ei așa extraordinar când veneau dintr-un oraș în altul, dar acolo în pădure, da, găseai, să zicem, înțelegere și oameni ok. Eu am pus-o pe prisma faptului că oamenii care practicau off-road erau în general oameni trecuți de 35 de ani, să zicem, știi? Și cu o situație financiară mai bună și atunci erau mai, nu știu, relaxați, să zicem. După ce s-a mai promovat chestia asta pe internet, pe peste tot, că tot vorbim de YouTube și de influencer și de chestii, s-a mai populat și cu puștime și cu tot felul de comportamente. Te învăț ceva, la enduro, ăla care are cizmele cele mai noi, e măgarul echipei, clar. N-ai cum să ai cizme noi sunt și să fii bun, n-ai da, cum. Sunt de acord cu tine, dar aici la noi, ți-am zis, au venit puștii care au altă educație și, nu știu, faptul că merg alături de oameni cu experiență pentru ei nu e o onoare sau o chestie de, știi? Suntem de la egal la egal, ne dăm în ale noastre, așa că vorba aia, ne permitem și dacă se mai întâmplă ceva, mai și comentăm pe internet după aia că ăla și-a bătut joc de mine și-a făcut și adres și nu știu ce și nu știu cum, știi? S-au schimbat cumva valorile. Lucrurile și valorile, dar asta nu înseamnă că nu mai există și oamenii buni. Există și oameni buni, există și puști, ok? Există și puști care înțeleg că trebuie să meargă pe lângă băiatul ăla cameraman ca să vadă una alta și de acolo să plece mai departe și să, știi, să facă lucruri, doar că mi se pare că e un raport incorrect. Incorrect, da, e cuvântul potrivit, nu inegal, incorrect. Acum aș vrea să mergem spre experiența ta în raliuri și în cursele astea cu mașini cu patru roți și să povestim despre cum a fost cu față, cum a fost cu radical, cum ți se pare, care este tracțiunea cea mai mișto pentru tine, nu știu, optimă, nu știu dacă ai mers cu 4x4, habar n-am, în competiții. De cât timp o faci? Cum a fost? Cum ai intrat în lumea asta? Cum te-au primit băieții la curse? Mie îmi plac întrebările tale, parcă îmi dă profesor o compunere. Scrieți dumneavoastră ce ați făcut vara. Păi nu vreau să te întrerup. Hai să luăm pe rând. Și atunci bine țin așa. La mine te-au cu patru roți a început dintr-o nevoie de promovare a unui amic bun,
hai să spunem chiar prieten, dar la câți bani m-a costat gluma asta lui, nu mai prietenul meu. Într-o zi m-a sunat un prieten din televiziune. Eu n-am prieteni, să zicem o bună cunoștință. Da, așa zic și eu. Și acum îl înjur pentru acel telefon. Dar ne te caut eu. Și mi-a zis așa, fii atent, există un pilot în campionatul de raliuri care vrea să facă o propunere, evident vrea un cross promotion, adică dacă ești tu văzut lângă el o să aibă mai mult afișaj. Se practica treaba asta, George Grigorescu mergea cu toate vedetele pro pe atunci, cine știa să-și facă promovare știa. Am ieșit la o masă, mi-a plăcut sinceritatea lui Adi Grigore, mi-a zis, bă, fii atent, eu mă folosesc de tine, da, și tu te folosești de mine. Facem un barter. Dacă vii cu mine la un raliu, te învăț, eu sunt pasionat de raliuri, dar nu, sunt foarte nepregătit pentru raliu. Știu doar informații și mă uit, ca un fraier. Dar doream, și a zis, fii atent, eu te învăț tot, dictare, pilotaj, până unde pot, ce știu eu, ca să înțelegi fenomenul. Dacă vii cu mine la un raliu din anul ăsta, copilot, eu îți plătesc totul să te dai cu un Logan la coastă. Coastă e un sport simplu. 2, 3, 4 sau maxim 5 km la deal, numai pe asfalt, pari un băiat, adică privirea ta pare că poți ții minte 22 de viraje, n-ai ce să strici un Logan, asta e, îl rup, doar să nu mori, poți să și mori, mi-a zis. Parcă vă ne-am văzut la mall la libanez. M-am dus acasă, oricum n-aveam mare lucru de făcut și am zis gata, hai să ne apucăm. Am făcut școală, am făcut toată școala, am învățat ce înseamnă un viraj dreapta 2, am mai stat și eu un pic pe net, că deja apăruse internetul, am trecut de antichitate. Aveam baza din enduro și mi-a folosit foarte mult. Am fost, ne-am și dat tare pe niște câmpuri și am zis, bă, eu încerc. Dar fii atent, dacă eu sunt prost ca și copilot sau mi se face rău, pentru că se poate întâmpla treaba asta, să ai vertijul celebr. Acum citești și na. Îi anunț pe oamenii care nu au făcut asta și care au vertij în dreapta că e cea mai bună lecție și cel mai bun experiment să scapi de vertijul ăsta. Tu atunci când citești virajele, pe care oricum nu tu le-ai scris acolo, mâna ta le-a scris, dar le-a scris de fapt pilotul tău, nu vreau să facem cultură, că probabil se uită mulți oameni, dar nu știu, poate unul e interesat. Putem să facem. Ce are copilotul în hârtie? Copilotul, da, de raliuri are ceva ce la recunoaștere a dictat șoferul, ca să zicem între ghilimele așa, pilot. Da. Virajele sunt numerotate de la 1 la 6, după cea mai clasică metodă, există mai multe metode, în funcție de cât dai tu de volan la virajul ăla, avem piloți încă în România care își pun semne pe volan, astfel încât să țină minte exact cât au tras de volan. Un pilot experimentat nu mai are nevoie de treaba asta. Dacă urmează un dreapta 2, înseamnă că e un viraj foarte strâns, un dreapta 6 înseamnă că e un viraj de plin. Se mai pun distanțe de frânare sau mici adnotări, cum ar fi taie sau nu tăia. Cap. Auzi, Luci, nu tăia. Cap de pod sau nu cap de pod. Copiloții adevărați își mai pun și alte lucruri, de exemplu își desenează o mică barieră ca să știe unde se află. Pentru că dacă ai 3 viraje dreapta 6, care se iau cu 100 mult la oră, s-ar putea tu ca și copilot să începi să-ți pui probleme. Să nu simți pe unul dintre ele, da, să zicem. Și să-ți vină să zici dreapta 5. Dar exact. Te pierzi, nu mai știu unde asta ești. Poate să însemne deces. Deci greșirea unui viraj. De asta un copilot bun este un copilot care nu greșește sau greșește foarte rar. Nu neapărat unul care are o dicție impecabilă. Okay. Un copilot bun e un copilot care știe să domolească pilotul când e prea agitat, vânjos, pentru că s-ar putea să fie avut o noapte bună, sau să-i dea aripi când e foarte lent. Există piloți care au zi foarte proastă, simt că n-au aderență și încep să o lase mai moale. Un copilot foarte bun va zice, bă, ce facem? Bun. Am fost, ne-am dat, mi-a plăcut extrem de mult, n-am greșit foarte tare, am greșit de câteva ori, dar nu colosal. Lui Adi a plăcut că de vreo 3 ori am zis, hai să-i dăm mai tare, tată. Și gata. Ne-am dus la coastă, am mers foarte prost cu un Logan, dar n-am lovit-o. Așa că la următoarea coastă mi-a zis, bă, îți dau, se încheie sezonul, îți dau civicul meu
să te dai, pentru că oricum dacă l-atingi, eu nu mai am raliu până la primăvară, mi-a plăcut și mai mult cu Civicul. Acolo s-a născut dragostea pentru Honda. Da. Și mașina aia încă e în campionat la raliuri, dacă poți să crezi. A fost roznită, a fost vai de capul ei. E la următorul proprietar. Adică n-am mai schimbat mulți proprietari. Am dat cu nasul de coastă, care pentru mine e un sport matematic, curat, corect. Raliul e foarte adaptativ, adică trebuie să înțelegi că ăla din fața ta sau oia din fața ta au scos bile într-un loc unde la recunoaștere nu au fost bile deloc. Și trebuie să ai nas pentru asta, trebuie să știi unde ai posibil bile în citire. Nu am reușit, am și un incident, am sărit cu un R2 la Cluj, la 40 la oră afară, pur și simplu pentru că am mai trecut pe acolo, nu mi s-a părut ca lunecă, dar de data asta mai trecuseră încă niște fraieri în fața mea și în spatele meu și zic fraieri între ghilimele, că toți suntem fraieri la raliu și eu am fost cel mai fraier dintre ei. Și am sărit în pădure destul de nasol pentru mașină, nu pentru noi. Așa că mi-am dat seama că nu mă calific pentru raliuri, ai nevoie de mulți kilometri pe care eu nu am timp să-i fac din cauza meseriei. De la coastă m-am mutat spre circuit pentru că aveam foarte mulți kilometri de făcut pe circuit. Eu sunt un tip care muncește, n-are talent. Okay. Am fost afară, mi-am luat profesori, am făcut școală în mai multe țări. Toate școlile se fac pe circuit. Mai puțin de 1-2 foști piloți mari care să zică te duc pe un drum în care pădure, e închis. Okay. Adică macadam? La asta te referi? Nu, prea chiar macadam? Și asfalt. Chiar și asfalt. Ah, ok. Dar nu vrei circuit, zici. Ai fi vrut să existe mai multe școli cu trasee de diverse locuri, dar nu circuit. Ok. Am descoperit radicalul. Nu că voiam să bat pe cineva, dar mi s-a părut că echipa ce a dus primele radicaluri în România e o echipă corectă. Vorbim de Autosport Sorento, toți oamenii din domeniu știu cine sunt, italienii. Eu am făcut și un parteneriat cu ei, am adus Avon în România. Avon alea, nu? Te dai la... Da. Unde poți să fii dai la sub braț, diamant. Nu, zici, nu? Nu am Avon. Apropo, fabrica Avon nu se simte foarte bine acum în Marea Britanie. Cred că nu vom mai avea gume Avon. Niciodată. Niciodată? Da. Gume de curse? Adică ei produceau și de stradă, oare? Nu. Doar de curse? Da, cele mai deștepte aici, gume de e aici un zvon că nu... Cu gumele, da, se întâmplă lucruri cu gumele de curse, toate gumele, nu numai de la toate ei. Toate gumele. Fabrica Hankook Ars în Coreea, acum noi la Anduranță nu ne mai putem da cu Hankook pentru că e un shortage, cum zic ei. Marele depozit și sau fabrică următor este în Ungaria. Doar că ei vor servi întotdeauna campionatele mari, de-astea GT, Proto, care mănâncă foarte multe, enorm de multe gume. Și pe noi, Anduranța din România, ne-au privit mai ca pe băiatul mai sărac și ne-au lăsat un pic la vale, așa că noi ne-am mutat pe Michelin. Ok. Mai tari, da, mai tari, mai faine, dar mai scumpe, evident. Și la Michelin e destul de greu, pentru că trebuie să comanzi din timp. Ei fac câte se cer. N-au stocuri. Ok. Dar pentru o lungă perioadă până se reface fabrica Hankook, cred că vom merge mulți pe Michelin. Ok. Bun. E o decizie foarte bună, că e o anvelopă premium. Da. N-am ce să le zic, nu sunt sponsorizat de Michelin, dar nu am văzut gume care să poată să meargă atât de mult timp sus și să intre în temperatură atât de repede. Hankook-urile țin enorm. Adică te dai de te plictisești cu niște medii pe circuit, parcă nu se duc niciodată, dar ceasul arată. Ceasul zice altceva. La Michelin ceasul arată bine. De la VTM ai ajuns la circuit, asta era discuția, acolo m-am rămas eu. De ce ai făcut trecerea asta? Că ai zis că VTM-ul este super tare, îți place, calculat, curat, frumos, oamenii, atmosfera, tot ce... De ce ai ales circuitul? Ai păi zis în primul că ai nevoie formatul. De kilometri? Formatul. Ok, formatul. Formatul e pentru cei curajoși. Okay. Gândește-te că într-un weekend la coastă, unde cu un radical oricare ține și sub 2 minute, okay. Adică vorbim de oricări de 1.30 la Câmpul Lung, una dintre cele mai frumoase coaste din România, ai viraj de a 6-a plin, radicalul meu SR4, care e cel mai ușor radical, s-a făcut vreodată cu motor de Hayabusa mărit,
Noi acum vorbim și cifre pentru oamenii care poate sunt pasionați și n-au timp să caute. Eu cu cutia mai scurtată, e foarte ușor la Hayabusa, la Radical, la motorul ăsta, să scurtezi imediat sau să lungești cutia, pentru că e vorba de pinion și foaie, ca la motor. Deci în versiunea normal scurtă, să zicem, mașina mea face 204 la oră maxim. E foarte tare să intri într-un viraj, viraj, să auzi că mașina limitează și tu să știi că nu dai drumul la pedală deloc, ești flat out, flat. Radical se conduce cu talpa la podea. Dar totuși, 1 minut 28. Adică știu că am dus odată pe soția, am dus în stânga, că e volan pe dreapta, am dus-o pe soția unui amic din sport. Maria, o tipă mică, frumușică, așa, foarte finuță, nu vreau să o stric. Mi-a și plecat mașina pe o descărcare acolo de suspensie, chiar la început. Și am luat virajul aproape de alatul, dar n-am lăsat, că am zis că sunt cu pasager. Să nu te faci de râs. Sus, am zis, Maria, cum a fost? Și zice, cred că așa ai vrut în primul viraj. Și am zis, da. Și zic, da, te-ai speriat? Și a zis, nu. Zice, e fain, dar durează prea puțin. Și am întrebat, nu te spăla, cu ce te ocupi? Și a zis, sunt pianistă. Și mi-am dat seama, am fost în primii 5 la cursa aia, dar zic, bă, eu cred că merg prea încet. Ce o pianistă cu degețele ei subțiri a zis că e fain, dar durează puțin. Deci durează prea puțin. Ți-e-ți place să aprofundezi? 8 urcări într-un weekend de un minut jumate sau două înseamnă 16 minute, oricum privești, e 16 puțin. Minute de dat. Da, e îmi pare puțin. Rău, dar nu mă pot obișnui cu treaba asta. Ok. Din păcate la coastă, la multe sporturi cu motor, câștigă cel care are bugetul cel mai mare de gume sau de cai. Eu zic că în momentul ăsta, dacă ai 90.000 okay. sau 80.000 de pus jos, ești campion național. La nu, coastă. Da. Nu e fair. Am avut bugetul, am și văzut mașina, dar mi s-a părut unfair. Adică vine băiatul cu fratele într-a 12-a și bate pe toți și ce? No offense. Da. Avem două mașini, două prototipuri foarte tari în momentul ăsta în România. Va fi interesant, dar no offense. Adică nu trebuie să fii cel mai bun pilot să câștigi. Așa că m-am mutat într-o zonă unde nu doar bugetul contează, nu te poți da fără buget. Deci nu vii la circuit. Asta clar, da. Dar suntem mai multe mașini identice, cu aceleași setări, cu aceleași gume, cu omologare. Asta e o regulă. Asta e o regulă, nu că s-a întâmplat. E o regulă. Deci, domnule, în clasa aia, eu m-am uitat la Enduranță. Da. Sunt toate mașinile acolo amestecate pe circuit, aruncate, și alea mai tari, și alea mai așa. Din punct de vedere al spectacolului, e trist. Un complicat, că nu prea înțelegi. Și la Le Mans e trist. Da, e Clio, vine Clio, vine un Radical, mai un alt Clio, dar ăla nu e în clasă cu tine. Da. E un pic complicat. Dar pentru noi din interior pentru e... Pentru voi, wow. Cred că e tare, da. Iar cursa de 500 de kilometri pe care am avut-o acum două săptămâni a fost foarte intens. Și cu incidente, și cu pupături, și cu... N-aveți voie să vă atingeți sau aveți voie să vă atingeți? La turisme ai voie să te atingi, deci ai voie, okay. Dar... în limita bunului simț. Contează cine devine, da. Nouă, okay. Ne-a tras un Logan care a distrus jumate din cursă. Un Logan care n-avea nicio treabă cu nimic, cu niciun punct. Pur și simplu s-a blocat în frână și pe colegul din spate l-a scos de tot, i-a rupt suspensia, iar pe mine m-a șifonat în spate destul de tare. Am văzut că a târnat bara la un moment dat, parcă, sau nu mai știu. Da. Bara pe noroc spate. Că un alt coleg începător m-a scos de tot pe iarbă și am lăsat iarba. Chiar da, azi, te-ai supărat? Zic, nu! Nu m-a supărat că trăgeam o bară după mine și tu știi că dacă ai elemente care zboară, scoate, te da. Scoate să le repari. Așa că eu am rezolvat-o în mai puțin de 3 tururi, că m-am scos. Amiabil. Ai rezolvat-o amiabil. Da. Și ca să concluzionez, pentru că am... Știi, îți și scriam în întrebările alea pe care aș da. Vrea să le aud. Le citim pe toate, da. Bă, e foarte simplă treaba. Eu știu că am mulți hateri, că sunt considerat băiatul de la televizor. Nu, că am buget, da, bugetul e pe curul meu și al familiei mele. Adică dacă ar ști soția exact cât costă sculele de pescuit, mele, dacă da. Le-ar vinde cu banii care îi zici tu, vorba aia, și jale. Aș putea să fac vacanțe cu banii ăștia, dar nu pot.
Eu, ca să adorm repede, că am un power nap odată la două zile, așa, la ce știi, te zice doctorul sau specialistul, gândește-te, du-te într-un happy place. Ok. Eu schimb viteze, frate. Eu mă dau pe roată cu motoretă. Dar nu, schimb, în viața reală nu pot, dar acolo da, îi trag numai pe roată, în continuu. Fac urcări la enduro sau mă dau, da? Schimb viteze la padele. Ok. Și de obicei inferioare. Ăsta e happy place-ul meu. Acum da. E treaba mea ce fac cu el. Dar, da, corect. Dintre toate, ca să le categorisim, avem un campionat foarte puternic de radical, mașini aparent identice, deși sunt trei clase diferite, unde e foarte tare. Acolo nu ne prea atingem. Și eu, wow. Să frânezi la 230 și ceva la oră, cât prinde un radical pe adâncata pe linia dreaptă, e tare. Și să duci frânarea acolo, în punctul maxim. Fără asistare, da? Fără ABS, fără nimic. Fără traction control. Fără niciun fel de sistem. E fier pe fier. Okay. Să mergi pe ploaie torențială și să-ți facă acvaplanare mașina între a cincea plin, e tare. Botul mașinii tale se îndreaptă spre boxe. Dar tu dacă o lași, pierzi. Așa că nu trebuie să lași accelerația. Și aici nu vorbim de ouă. Aici vorbim că nu e un curaj tâmpit. Nu ți-asumi. Okay. Că mori. Okay. Okay. Tu ești într-o cădiță de tablă. Cadă, așa îi zic eu, cadă, da. Cadă de baie. Păi așa zice și în engleză. Da. Tu ești într-o cadă. Deci aici nu vorbim de cine e mai curajos. Vorbim de sport. Pentru că tu treci pe acolo de zeci de ori și vei trece tot mai tare. Avem anduranța, care pentru mine e sportul suprem. La ce mă pricep cât de cât. Că la raliu am decis și la Formula 1 că nu mă pricep. Și... astea sunt lucrurile care defilăm pe circuit în momentul ăsta. Acum mai avem Pocket Rocket, care e tot mai tare la Rotax și da. Felicit pe băieți pentru ce fac. Da. Pentru că, în primul rând, organizarea la ei este țiplă. Și eu nu știu cum pot pune atâția nebuni pe un circuit și să nu moară nimeni. Au talentul lor. Da, corect. Și salut pe băieți, pentru că sunt oameni de motorsport care nu fac asta pentru bani. E foarte clară treaba. Da. Pasiune primează la noi, că banii mai greu. Pot să spun lucruri pe care le-am mai încercat. M-am dat cu LMP3. Și mi-am dat seama că nu e de mine. Forțele, în primul rând, de acolo la frânare. Prima frânare pe care am făcut-o la deal la 244 la oră, pe telemetrie. Să frânezi cu LMP3 la deal înseamnă mai multă apăsare decât la vară. Normal, da. Sau pe drept. Sau pe drept. Și mi-a zis inginerul că nu frânez suficient de tare. Okay. Și am frânat mai tare. Și mi-a zis că tot nu frânez suficient de tare. Să mai întârzi. Și am frânat ultima oară, de mi s-a făcut rău. Pur și simplu, mi s-a făcut rău. Am avut vertij de la frânare. Și când am venit, a zis, dacă mai poți frâna cu 10% în plus, zice, chiar te apropii de maximul mașinii. Și a zis, stai puțin, eu trebuie să fac asta o oră? Zice, da, așa e un stint, o oră. Și a zis, bă, te pup. Dar am crezut că sunt eu fraier, dar nu sunt chiar atât de fraier, sunt mediu fraier. Cu mine în teste a fost un puș de 18 ani, care se dă în Porsche Cup. Ok. Adică omul merge... cu o tonă nu și e român, de... da? Nu, neam. Așa. L-a trimis TAS-ul la teste ca să vadă dacă se obișnuiește cu LMP3-ul și să-l mute. Era un băiat foarte bogat. E, normal. Foarte bogat. Cum sunt majoritatea piloților. Și omul mi-a zis, bă, îți dau eu ultimele, mai am vreo 20 de lepuri plătite, dar nu pot să le fac că mi s-a făcut rău la... Dă-te tu dacă vrei. Nu, mulțumesc. Și zic, dă-mi-le mie. Ca să mă dau, acum oamenii cred că o să zică, bă, dar stai mă că e un motor, că n-are, LMP3-ul n-are mulți cai. Sunt două categorii de oameni. Oamenii care merg la VTM și se uită pe margine și zic, așa merg și eu. Și sunt oamenii care au experimentat în dreapta sau la volan și știu despre ce vorbim. Noi ne adresăm celor care au experimentat și știu despre ce vorbim. Ok, și pentru ceilalți? Da, și pentru ceilalți. Trebuie să înțeleagă că nu e nimeni, nu bravează nimeni. 10 da? Minute te dai. Da. Deci toți putem să rupem pedala aia. Dă-o, dracu, cât e de... Noi frânăm și cu stângul și cu dreptul. Obosește dreptul, bași stângul. Obosește okay. stângul, bași dreptul. Asta ce vrea. Da, ok. Eu am descoperit că frânez mai deștept, mai inteligent, mai ales în trail braking, cu stângul. Chiar dacă dreptul e mai fin, stângul e mai hotărât. Iar primul impuls e mai important. Okay. Plus că dacă ai dreptul în accelerație, mai poți să ofentezi. Bun. 10 minute toți putem. 15 putem. Dar un stint de o oră, fizic, fără antrenament repetat, tu mergi, toți ne învârtim acolo. Dar vorba unui prieten care a făcut și el asta. Zice, bă, Dani, aveam 170 la oră,
pe Barcelona, cu LMP3, și trecea unul pe lângă mine, mi s-a părut că pot să mă opresc pe dreapta. Nu e. Adică noi credem că mergem tare. Când vine unul mai tare decât tine, că asta e nasol la circuit. Tot timpul ai ceasul, care ceasul te ceartă. Mi-am dat seama, bă, nu e pentru mine, hai să rămân unde pot să fiu. Și mă pot da. Cu Ligier mi-a plăcut foarte mult pe circuit, pe adâncata. Mi se pare una dintre cele mai deștepte mașini, cu Ligier clasic, prototip ăsta, 51-53. Prototip cu motor de Honda de 2000, clasic. Am mers și cu 2.4 acum. Pe acolo e limita mea. Dacă te duci sus acolo, e destul de greu să speri. Aici că vorbim și iarăși de oameni și de motorsport și de piloți, ce părere ai de un pilot gras? Mie îmi place că eu ți-am urmărit și emisiunea așa de-a lungul anilor, că na, vorba aia, dimineața la ce te uiți? N-ai la ce te uiți la televizor? Chiar n-ai la ce te uiți. Tu și gravidele, așa. Da. Și mie îmi place că tu spui lucrurilor pe nume și de-aia ți le dau la fileu așa. Băi, să știi că nu e numai vina lor. Hai să vorbim de piloții grăsuți. Dar acolo unde e vina lor? Acolo eu de ăia vorbesc. Eu zic vina lor. Că e vina părinților până la un punct, pentru că avem câțiva copii foarte tari. Deci și la noi în campionat. Și știu, eu am avut un webinar, l-am făcut gratis pentru federație, unde mi-au venit foarte mulți juniori. Foarte frumos. Despre marketingul sportiv și cum să facem să fim mai vizibil. Că toată lumea se plânge de același lucru. Bă, n-am sponsor. E, uită-mă pe mine. Eu am acum doi sponsori puternici și slavă Domnului, e primul an în care sunt. Cine sunt? Zile numele, dă-o și ăștia mail. Uite-mă, băieți ăștia au bani de dat. Păi îmi pare rău că nu am făcut treaba asta mai devreme, pentru că am dat un premiu senzațional. Azi e extragerea, dar e târziu până apare podcastul. Asta e. Stiga România sunt niște oameni care aduc niște scule de pentru gazon și curți, okay. Foarte tari. Ok. Și ei m-au luat ca partener, am branduit mașina și facem niște promoții foarte tari. Una este asta. Dacă te înscrii la noi, iau trei oameni pe circuit, le dau un Logan de anduranță țiplă făcut. E târziu. Asta faci pe Instagram? E târziu, da, am făcut. Da, dar ai pierdut. E târziu. Bă. Și ducem oameni pasionați, chiar și fete, nu contează, cu instructor în dreapta și ne dăm tare pe circuit. O oră fiecare. Tare. Sponsor a zis, bă, hai să facem ceva și altfel, că degeaba scrii pe mașină și pe tine. Da, corect. Foarte frumos. Hai să revenim la grași și grăsuți. Grași și grăsuți, da. A fost foarte tensionat webinarul, pentru că, mă rog, îi zic webinar că a fost și online. Aha, asta vreau să zic, l-ai și filmat, e undeva unde oamenii poate să-l vadă. Pentru Fras e filmat, da. Deci îl postează Fras? Cred că e pe canalul Frasului, da. L-a postat deja? Ok, da. Deci puteți să-l căutați pe YouTube. Eu l-am pentru juniori. Și am avut o secțiune unde am fost brutal de sincer. Acum mă poate înjura oricine. Da, mă, oamenii... Noi avem doi sau trei puști care sunt foarte tari. Adică puși într-un radical lângă mine, cred că o secundă pe tur. Ok. Mult mai bun decât mine. Ok. Pentru că vin din karting, pentru că au altă bază, au tot simulator acasă. Bă, da, e foarte greu să-i duc oriunde și la un interviu, pentru că sunt foarte, nu sunt grăsuți, sunt mari. Ok. Da. Și cu unul dintre ei am și vorbit și mi-a zis, bă, sincer, n-am nicio boală, așa... Sunt eu. Am oasele mari. Și zice, și eu mă uit la Formula 1 și vă pe aia toți țiplă și bă, și îmi dau seama că nu pot evolua, dar zice, o să mă apuc. Dar când? O să, da, totul e o să. Bun, acum hai să vorbim cifre. Okay. Păi nu mă interesează cum arată, decât că nu pot să-i duc la interviu și la sponsori. Nimeni nu crede că ăla merge tun, dar el merge. Ok. Hai să vorbim cifre. În diverse campionate ai ideea de handicap, greutate, dacă ești prea bun sau vrea să te egalizeze cu ceilalți. Ok. Există handicap de 10 kg. Îți dă un disc. Ia-l cu tine. Da, ai un loc special în mașină. Ok. Cunoscătorii știu. Ok. Există handicap 20 de kg. Dar am vorbit cu cineva din domeniu, la turism. Nu la prototip. Și omul mi-a zis, bă, zic, bă, dar îți dă un disc de 10 kg, acum hai să fim sobri. Cât e 10 kg? Că ea la VRC nu vor să ducă o roată. Îți dai seama cât are o roată de VRC. Și ăsta îmi zice, bă, să știi că la nivelul meu, că e pilot, nu simt în viraj alea 10 kg sau pe frânare, dar o simt pe ceas.
la calificări mai ales, la hot lap, când mă dau singur. Deci 10 kg te pedepsesc, 20 te înjură, 30 de kg practic aproape nu mai contezi. Și acum, hai să vorbim, eu am 69 de kg. Un băiat de 90 și ceva, nu trebuie să bată 100, 90 ceva de kg, gândește-te ce handicap are între ghilimele, din start, numai pentru că s-a suit în mașină. Nu mai vorbim de rezistența lui, de transpirația lui, de felul în care se mișcă în mașină, de faptul că nu poate împărți scaunul la anduranță cu nimeni. Tu știi că eu dacă te iau cu mine la anduranță, tu fii mai înalt, noi avem o problemă. Eu trebuie să iau alt scaun, ca să stau mai jos, alte prinderi și e foarte greu să facem echipă. Așa, eu trebuie să... Deci, din start, tu ți-ai tăiat o șansă. Dacă ești mare... Eu nu mai încap în scaunul tău și mă bălângăn. Și așa mai departe. La prototipul nici nu mai vorbim, că la prototip, la forțele care sunt, trebuie să avem fiecare mulajul lui. Mm-hmm. Și tu o să vezi că eu am un mulaj atât de gros și tu dacă ești grăsuț, te dai în cădița aia, că nu mai are rost un mulaj. Mai are loc. Deci, în primul rând, sportiv vorbind, eu nu vorbesc de sănătate și alte lucruri, este păcat. În al doilea rând, ca imagine, este păcat și nu ai credibilitate. Dar asta nu înseamnă că în campionatul românesc, la nivelul la care suntem, nu poți face performanță. Poți merge foarte tare. Am o mămică care mă tot roagă să-l bag pe fiul ei, care are niște rezultate remarcabile, să fac un interviu, să fac un interviu. Mă ține foarte mult timp, dar până la urmă o să-i spun. O să-i spun, doamnă, sincer, îl apreciez sportiv, copilul e și cu bun simț și vorbește frumos și că sunt unii care... Contează mult și chestia asta. Ai un băiat la anduranță, vine din alt sport, trebuie să-i spună taică-su, bă, fitul pare nefericit, indiferent, și pe locul întâi. Deci are numai poze... Știu, sunt niște oameni de genul ăsta, dar I'm happy. Dar nu e niciodată happy. Și zic, bă, nu-l mai obliga pe fitul să facă locul întâi, te rog eu, că uite ce nefericit e pe unul. Deci sunt oameni așa. Dar măcar așa. Și vreau să-i spun acestei doamne, doamnă, sincer, cine mă crede la televizor că fiul dumneavoastră e campion național, că e campion național? E un tip așa. Acum nu vorbim de probleme medicale. Există oameni cu probleme hormonale, cu tot felul. Dar eu sunt convins că acolo e mai mult decât atât. Eu vreau să ajungem la discuția că educația fizică și sportul e necesară ca să fii un pilot bun. Că de asta vorbeam, nu? Mai devreme și ziceai, bă, nu pot să fac un stint de o oră. Eu acolo, eu. Și tu mergi la sală. Adică tu mergi la sală, faci sport. Da. Deci, contează foarte mult partea asta de sală și de antrenament în viața unui pilot. Eu știu că în România lucrurile au venit așa, fiecare s-a apucat odată cu rețelele de socializare să se facă ce vrea el. Eu sunt artist, de exemplu, știi, niciun artist. Alții sunt, nu știu, s-au făcut ei ce vor, mă dau și eu cu motoreta în pădure, gata, mă, hai că m-am dat și eu la 3 curse, campion național, suntem peste tot, că știi foarte bine cum sunt categoriile făcute să plece. Sigur că găsești o cupiță, da. Să plece fiecare cu cupița acasă. Eu le ziceam înainte cupe de librărie, acum sunt cupe de decathlon, nu mai sunt de librărie, că na, librăriile au dispărut. Dar trebuie să dai o cupiță de aia de 15 lei, că altfel dacă n-are omul diplomă de participare și cupiță să pun acolo, știi? Adică atât timp cât există diploma aia cu firmă de încredere, eu aia o zic la toată lumea, știi? Există aia, suntem bine în România, știi? Și am încercat și eu să fac webinar de ăsta cu, pe baza evenimentului cu Vututu, am închiriat sala de cinema și l-am chemat pe Vali Porcișteanu, pe Silviu Toma și pe domnul profesor de la facultate. Să le vorbească câte o oră oamenilor care vor să vină, bineînțeles, totul gratuit, plătit de noi. Am avut vreo 70 de oameni în sală de 120 de locuri. Dar gratuit nu e bine, să știi. Nu e bine gratuit. Oamenilor știu, nu le plac. Știu că nu e bine, dar am avut ocazia asta și am zis să testăm, să vedem dacă poate așa că mergem cu vorba bună și dăm din experiențele noastre și le spunem că noi am avut noroc că am ajuns la vârsta asta, nu că am fost niște genii sau niște piloți super talentați care dacă aveam ocazia și ne găseam un sponsor, ne băteam cu Sena, știi că așa erau gândirile pe vremuri. Și să le spunem din experiențele noastre să înțeleagă și asta zic, le-am spus acolo, băi, în momentul în care noi o să rupem cercul ăsta și nu o să mai vrem să participăm în competiții pentru cupițele alea și o să zicem, nu mai frate, dă, fă o categorie acolo, ăla care e cel mai bun, ăla ia cupa și restul nu luăm nimic acasă, da. Atunci probabil o să se schimbe lucruri și la competițiile astea la care și tu ai participat, probabil că ai văzut de-a lungul timpului că sunt oameni care trișează, și oamenii știu că trișează, adică toți de acolo știu că trișează, dar
nu facem contestare, lasă așa, lasă-l pe el acolo în lumea lui. Și oamenii ăia, tu dai seama, ei se duc acasă și se uită în oglindă și zic, mă, i-am bătut pe ea, l-am bătut pe Oțil, l-am bătut pe ăla, l-am bătut pe ăla, dar tu nu ai același material de concurs, adică ești avantajat din start, știi? Cum sunt oamenii ăia? Cum se uită oamenii ăia în oglindă și, știi, când oamenii ăia o să fie din ce în ce mai puțini în competițiile noastre, probabil că o să facem progrese, probabil că o să mergem și noi afară, probabil că, știi, eu cred că ține mult de mentalitate și cum spuneai și tu de fotbal, ai văzut tot timpul când vin ăia de afară, ăia ne bat pe noi, știi? Parcă acum avem și noi stadioane, avem și noi gazon, avem și noi condiții, avem și noi aer condiționat în vestiar, avem și noi dușuri, avem și noi ghete de alea scumpe, avem și noi echipament de la clima cool, nu știu ce, adică avem cam toate lucrurile pe care le au și ei afară, doar că ține mult de mentalitate. La noi cred că mentalitatea e greșită și educația e greșită și cum crezi tu că ar trebui să facem noi? Că vreau să te și întreb, dacă vrei să-ți deschizi o firmă care să promoveze piloți și să le găsească sponsori, că nu există asta la noi în România, din câte știu eu, nu se ocupă nimeni de... A existat la un moment dat... A existat? A existat o mică agenție de marketing sportiv. A existat? Da. Dar nu mai există? Nu știu ce mai fac oamenii. Există? Da. Da? Ok. Mă bucur că există. Din nu prea avem materialul clientului. Uite, noi avem acum, aș vrea să punctez treaba asta, că nu cred că se aude pe undeva. Avem doi sportivi care fac foarte bună treaba afară. Cel puțin doi sportivi. Ok. Pe care îi urmăresc eu. Sigur că mai sunt. Cred că Umbrărescu, dacă nu mă înșel, e pe afară și se dă tare. Îl avem pe Filip Ugran, cred că îl cheamă, n-am reușit niciodată să-i pronunț numele, de la Târgu Mureș, Filip, okay, Filip, care are loc în echipă la Le Mans și nu în orice echipă, ci în Prema, adică oamenii care cam câștigă tot cu LMP2 și LMP3. Bun, asta e o performanță. E Le Mans, acum se va întâmpla în curând. Ca să faci Le Mans, trebuie să te dai în toate edițiile de anul ăsta, trebuie să faci tot campionatul. Okay. Sigur că el are o bază, s-a dat pe afară cu multe lucruri și probabil și părinții lui nu sunt chiar instalatori, dar se vede pe ceas că merge, adică pricepe, merge foarte tânăr, are timp și e pentru noi, oameni de motorsport să zicem, nu mă dau vreun pilot, dar pentru mine e wow, adică m-am săturat să mă uit la Verstappen. Bate tot timp. Trebuie să fost și eu un român acolo. Da. Și al doilea este Mihnea de la Târgoviște, Mihnea Ștefan, care după ce ne-a bătut pe toți, inclusiv plecând de la boxe din România, eu tot timpul i-am zis, bă Mihnea, nu ne mai bate pentru că problema e la tine. De câte ori o să ne bați, o să zic ăștia, ai mașina mai tare, ai umbla la ea, îți dai seama, mașinile noastre la Radical Cup sunt identice. Că ți-ai făcut setări, că nu știu ce, că ai pus benzină de 108 și așa mai departe. Și zic, dă-te afară, pentru că aici ne-ai demonstrat. A plecat de pe linia boxelor și ne-a bătut. Lasă-o, dracu. Da. Asta e deranjant. Da. Omul se dă în ligie cap afară, în european, și cam crăcănează pe aia. Aici pe locul 3, parcă acum... Nu, unul a făcut. Unul? Okay. Da. La ultima cursă. De curând vorbeam la circuit și i-am spus că... A fost un track day aproape de... M-au întrebat de ce m-am calificat primul de la turisme la, de la noi, de la Touring la RS500, la aproape o secundă de ceilalți. Și am zis, bă, fii atent, au fost aici două track day-uri, la amândouă am fost numai eu, niciunul din cei cu Clio n-au fost, cealaltă mașini n-au fost. M-am dat cu niște fete și zic, atât am setat și am căutat soluții cu Zabi, cu telemetrie, până am reușit să mai împingem, că mai îmi trebuia jumătate de secundă. Și am luat-o. Și el a zis, vezi, în sfârșit mă înțelegi. Eu ca să vă bat cu Radicalul am făcut 700 de kilometri de teste. Băi, 700 de kilometri. E enorm. Costă. Cu un Radical... Se traduce și în timp și în bani. E enorm. Cu un Radical un kilometru e, cred că, 12 euro calculat, așa o vreau. Nu e de aici de acolo. Da. Și acum s-a dus afară și crăcănează pe aia. Gândește că se dă cu pilot Silver de afară. El e un român care, sigur că s-a mai dat și el afară, a făcut și școală afară, dar de ani de zile nu s-a dus pe acolo. El e ruginit cum ar veni, s-a dat numai în România. Și uite că îi țin pumnii să sper să fie campion european la Ligier Series, la băieții mari. Da. Deci, mai avem șanse. Dar nici Filip, nici Mihnea n-au făcut școală în România. Și nu și-au făcut mâna în România. Au pornit tot de afară. Deci mai avem șanse cu ăștia care pleacă, cu cei care
trăiesc în România, se mișcă în România, o să rămânem noi, bătrânii. De ce ai mers la mai multe școli de pilotaj și nu te-ai dus la una, te-ai învățat ăla și ai făcut și tu? Adică cum adică? Adică fac liceu de 4 ori în 4 licee diferite? Adică cum adică? Adică un pilot te învață una și altul te învață alta? Da. Eu știu, da, zile și principiile sunt aceleași. Principiile, adică, bazele, să zicem. Dar sunt și pe YouTube. Bazele. Bazele sunt aceleași. Virajul se ia la fel. Apex-ul e Apex. Sunt pasionat de pedagogie. Eu am vrut să fiu profesor toată viața. Erai la grevă, acum nu mai făceam podcast. Da, corect. Puteam fi și eu la grevă azi. Uite ce era, da. De vreo 14 ani sunt și profesor în diverse domenii, predau televiziune și sunt trainer de public speaking. Ca să învăț pe alți oameni, am învățat și eu principii de învățare. Pentru că, vezi tu, și noi în liceu și în facultate am avut acel profesor genial care umplea tabla de ecuații și nu știa să explice cum le-a făcut. Și tu ziceai, ce om deștept, dar ce prost sunt eu. Am descoperit în timp, pentru că am stat la enduro și la hard enduro, am stat chiar între oamenii de sus, într-o epocă în care i-am ajutat foarte mult, noi românii, cu bani, o spun pe șleau, și cu proiecte. Am aflat că primul și al doilea din lume nu sunt și foarte buni profesori și că i-am adus, nu degeaba, dar mai bine îi plăteam pe ceilalți. Erau mai ieftini, dar mai buni profesori. Și așa mi-am făcut niște sisteme. Și în lucrurile pe care le predau, eu pot să te duc la enduro așa până într-o fază de intermediar cu toate cursurile făcute. Mi-am dat seama că fiecare are metodologia lui și poate să-ți insufle altfel ce are el de predat. Dar fiecare are ochiul lui să te regleze pe tine. Și acum dau un exemplu din wakeboard. Mi-a rămas în cap. Am un prieten pasionat de bărci, wakeboard, etc. Și și-a luat profesor de pe net, a trimis YouTube-uri, nu ieșea un anume procedeu. Are barca lui, s-a mutat pe Snagov, nu i-a ieșit. Făcea tot felul de tricuri, mai puțin acest tric, care se cheamă tantrum. Un alt prieten al nostru foarte bun în treaba asta, care trăia în altă țară, a venit vara. Și zice asta, băi Șerbani, nu m-a ajuns și pe mine să aterizez tantrumul, că mie îmi pare că îmi iese, dar nu-mi iese. Ce am profesor de așa, îi dau 50 de euro pe ședință. Lună, pe îi trimit video, ăla zice, e bine, nu e bine, dar nu-mi iese. Și am trebuit să o văd și pe asta. Și ia fumă unde asta. Faci odată, zice, perfect, mai fă-l odată. Da. Zice, faci totul bine cu picioarele. Nu te uiți unde trebuie. Și ăsta zice, stai-mă puțin. Dacă fac totul bine, cum adică mă uit? Mă uit? Unde mă uit? Și nu te uiți unde ai vrea să aterizezi, mă rog, e un principiu de bază în sporturile extreme cu aterizare, zice, capul tău mută umerii și tu, de fapt, faci totul, dar nu aterizezi. Este ca și cum ai zice, bă, eu pot să fac backflip, dar tot timpul să cad pe spate. Din ziua aia, cred că au trecut 6 ani, prietenul ăsta al meu face la fel de bine acest procedeu. Pentru că un profesor bun i-a spus că are de reglat o secundă. Și de asta m-am dus la mai mulți oameni, pentru că am hibele mele. Eu repet, eu am făcut mulți kilometri ca să merg și eu acolo cu băieții și nu cred că sunt un talent. Am înțeles, da. Tu ești, pe principiu, eu muncesc, mă duc, uite, mi-au, zice și Mignea, bă, trebuie să muncești mult, să faci kilometri ca să bați și mergi pe partea asta. Adică nu consider că un pilot extraordinar este compus numai din talent sau din muncă și talent. Se poate și doar cu muncă și cu talent mai puțin. Da, măcar pasiune, dacă ai un pic de talent. Da. Pasiune, eu am da. Văzut acum, sunt pasionat de Verstappen și evoluția lui. De la filmulețele, m-am luat de la filmulețele cu el foarte mic, făcând parte dintr-o familie prietenă, nu, tasul prieten cu Schumacher. Ok. Și foarte cute. El e un dop de copil, n-a fost niciodată foarte slab. Decât acum ai fit, aviz, și era așa cu capul la mare și tot timpul există imagini în care Schumacher bătrân îl ghidonează, îl salută, îl ține în brațe, îi spune ceva la ureche, există imaginile astea. Okay. Și cine spune că el e un talent născut, să se mai uite la video, există onboard-urile lui cu cartul.
el de când s-a apucat de karting, nu a pierdut foarte multe curse de karting. Cu stilul lui foarte agresiv, există și analize foarte clare, seamănă mult cu ce face el acum. Deci el inclusiv ataca, și asta e o strategie pe care încă o folosește acum, dar nu mai e cazul că el e în față. Deci el își ataca, făcea dive bomburi, ataca viraje unde n-avea nicio șansă să-l ia pe celălalt, doar ca să știe ăla că el e acolo și că va ataca să în continuare. Să pună presiune, ok? Da. Deși ne zice că e un talent născut, stai puțin. Eu, bun, și unde punem miile de ore ale lui? Există multe povești care au la bază foarte multă muncă. Acum, talentul, știi cum e, dacă tactul e de meserie, putem să-i spunem că e talent. Tata a fost bibliotecar, asta vreau să spun. Și profesor de român. De unde? De unde talent? Uite, vezi, de acolo ai plecat spre a învăța, da. Și a îți plăcea să predai oamenilor și să-ți faci, cum să spun eu, procedeele tale prin care să le predai lucruri oamenilor. Da, știi? Să nu înțeleagă lumea, nu predau mers cu mașina, că nu mi se pare că sunt suficient de bun. Dar ce am sesizat în timp, pentru că la diverse evenimente sau promoții sau întâlniri cu partenerii, presa, sunt pus sau obligat de sponsor să dau pe cineva tare, okay. Pentru că place să merg tare. Da. Am observat că oameni care au avut experiențe total neplăcute, mi s-a făcut rău, m-am pe mine de frică, dacă știi să-i briefuiești bine, și eu țin foarte mult la acest briefing, și le explici ce se întâmplă cu mașina, mai ales pe circuit unde chiar merge la limită, nu mai au tracul ăsta, nu mai au spaimă. Și au în sfârșit acel 15, 20, 50% de enjoy. Că dacă doar îl țin într-o teroare, sau cum aud eu un sponsor, am o cunoștință bună care mi-a fost și sponsor mult timp pe alte proiecte și la un eveniment am venit cu Radical. Și ea e foarte mică de statură. Și am suit-o la dâncata așa și fiind cea mai ușoară dintre toți, am mers cel mai tare cu un Radical. Mama, am rupt mașina în două. Deci am mers capăt. Și când am venit, ți-am zis două lepuri. Și am zis, cum ți-a părut, Ana? Și Ana a zis, nu știu, frate, am văzut că scrie aici motorpark, portocaliu, după am văzut cer, păsări și motorpark. Zice, eu nu știu. Pentru că ea de unde era acolo în cădița aia nu vedea absolut nimic. Și a mai venit și casca de la vântă, așa. Și a, zina, fost, a fost tare pentru ea, experiență de neuitat. Și așa am zis, ca într-un roller coaster, da. Dar nu știu ce să spun. Nu. La ea nu se pune. La ea nu se pune? Dar am avut și cea mai mare gafă din istorie. Cum ar veni cu colega ei și atunci cred că era chiar șefa ei, n-a prea vrut să se dea. Dar a convins-o colegii. Și am dat-o un singur lap, a ieșit din mașină și a dispărut. A plecat? Da, a dat toți burgerii pe care i-a mâncat și cu o săptămână înainte afară. Este singurul om care a vomitat după tură cu mine. Singurul. În rest, toată lumea e mulțumit. Ține, da, ține de felul de a fi. Unii sunt, mergi, te sperie pe tine și n-au nicio reacție. Asta-i tot. Băi, ești nebun. A fost haos. Era să murim. Era, adică nu... A, așa? Da, depinde de om. Și depinde de om. Legat de partea asta cu briefing-ul, când am luat Radicalul de la Mihnea, acolo dai gaz, pui frâna acolo, așa pornești gazul, dar și vezi, dacă ieși pe iarbă, Sardinia, că ia foc. Ce mă zic? Da, dacă e iarba uscată și asta e încinsă poate de sub, nu, da, mai, nu mai zic eu, nu, eu nu s-ar mâini, nebun, zic eu, trag, cum să-ți ia foc mașina, ești nebun, pe aici muria și intra în pământ. Da, și cu Radicalul, când am mers, n-am înțeles, adică nu viteza și accelerația m-a speriat, ci aderența în viraj, adică forțele alea gravitaționale, nu înțelegeam, oare cât ține aici, oare cât de tare pot să intru în virajul ăsta, mi se părea că ține la infinit, nu știu cum vă dați voi seama acolo de aderență și cât de tare și cât treptate de așa. Treptate prin, da. Dar oricum te doare, stă în viraje, da, adică... Te doare gâtul la primele. Da, și fantastic. Mâinile, nu știu cum ți s-a părut nu, volanul, că e fier pe fier. Da, nu, n-am mers mult, dar am experimentat și asta, trebuie să înțeleagă băieții ăștia mai tineri care se apucă de motorsport, că ai nevoie de condiție fizică, pentru că eu am fost cu motoreta în pădure și la un moment dat nu mai puteam să o ridic. Nu mai puteam să o ridic. Da. Vă rog, eu ridicați și mie asta, porniți și mie asta, că nu mai pot. Și poate pentru că eu eram la început și era adrenalina la cote maxime, nu am simțit că am obosit. Adică am mers o oră, m-am căzut, m-am ridicat, dă-i, pornește, chinuie-te. Și nu realizam că nu mai am forță să controlez motoreta, știi? Este, așa e și după 14 ani. Așa e și după 14 ani, nu?
Pur și simplu, la un moment dat. Adică îți, vrei nu s-o vinzi. Corpul nu mai ascultă corpul. Corpul știi nu mai. Cum se zice în domeniul nostru, să ai tot timpul 100 de euro la tine. Că sigur un prost vrea să-ți vândă motocicletă. Nouă, veche, nu contează. Dar avem și o vorbă, un prieten bun de la Sibiu, care e mai mare decât mine, este foarte tare. Pentru că la enduro, ca să ajungi, faci un efort major. Noi din București trebuie să plecăm de obicei Sibiu sau Buzău, deci 3 ore, 3 ore jumate pe drum. 3 ore, 3 ore jumate înapoi, dacă nu e duminică seara, să faci 7. Trebuie să mănânci în toate benzinăriile, te duci la budă, mă scuzați, pe unde apuci, e un efort. Pleci la 5. Te îmbraci, durează o viață, până spui toate alea pe tine. După, da. Du-te la deci ajungi la Sibiu, ai pornit motorul și după 2 urcări vine ploaia. Enduro pe ploaie este de minim 10 ori mai greu, orice crenguță e împotriva Marius ta. Marius știe. Da, a căzut Marius. Ideea este că e, nu numai că e mai periculos, dar e mai greu. Și Ilie de la Sibiu a venit cu o vorbă foarte tare. Deci început să se picure, dar noi am zis, bă, noi am venit de la București, bă, sibienilor. Nu mergeți acasă, noi trebuie să ne dăm, să ne facem orele. Plus că e un bun antrenament pe ploaie. Și Ilie s-a uitat la noi și a zis, bă, colegii, bă, eu m-am gândit, eu nu s-aș apasionat, mă. Corect. Și am rămas cu vorba asta. Corect. Bă, eu, da, corect. Uneori nivelul meu de pasiune nu ajunge dar până la cotele astea. Să știi că da, la un Romaniax, uite, la Romaniax-ul de acum 4 ani a plouat torențial o lună înainte. A plouat în fiecare zi de... A fost înainte de Sorry Bro. Înainte de Sorry Bro. Un an înainte de Sorry Bro. Sorry Bro este... Și în ziua în care am plecat la Petroș, la Straja am avut în, atunci bivouac, cum ar veni între ghilimele, mie mi-a arătat GPS-ul, a fost jumătate de probă anulată pentru că au fost niște viitori, a fost și fără rău. Eu am spart un furtun și din păcate am ajuns în spatele, în loc să fiu acolo unde eram, m-au depășit vreo 40-50 de oameni. Ca să înțelegeți, noi suntem 480-520 la start. Dacă nu ești în primii 80, practic degeaba încerci, pentru că toți râmă ca purcei, da, în pădure. Te țin, e greu. Sunt dopuri, mult timp. Da, și până să recuperez am ajuns la un dop de ăsta imens, unde erau toți ăia, 40 de m-au depășit, erau la dopul ăsta și se ajutau între ei. A fost o situație foarte tristă, până la urmă s-am luat jumătate de probă, am ajuns la Straja într-un final. M-am uitat pe GPS, am făcut 13 ore 08. Pe motor, în mișcare, 13 ore 08. Stai liniștit, Jarvis, locul întâi mondial atunci, a făcut și el vreo 11 jumate. Deci nici, mama, deci nu suntem așa de fraieri. De obicei e dublu. Deci cam cât fac ei, noi facem dublu ăștia gol. Deci, e la fel, doar că mai târziu. Pur și simplu, mâinile tale, noi avem și o vorbă, cât te-ai dat, m-am dat până mă puteam scărpina în talpă fără să mă plec. Ți se lungesc brațele. Da. Dar da, e un hobby. E un hobby care, exact cum spui, ai momente când spui, ce mi-a trebuit mie, mă? Ce caut eu aici, mă? Ce, ia, mă? Cine vrea, mă, motoreta asta, că eu nu mai suport. Este, am încercat de 2 ore, a dat cu mine de pământ, vai de capul meu de numai. Da, trebuie să înțelegi că... N-am înțeles nimic, n-am ce să înțeleg, ești nebun, am înțeles să discutăm că, un principiu. Că motorul oasele rău de tot la 40 de ani când hai să discutăm un principiu. De pământ. Problema majoră este la auto, dar se întâmplă și la moto. Tu dacă ai acces la cască, combinezon, cască, cizme în cazul moto, și ți-ai un motor sau o mașină și încerci pentru că ai track day, pădure și așa mai departe, nu contează. Pentru că tu ai mai condus motor pe stradă sau mașină și cum am eu amicii mei care, dă frate, loc în mărtare, oricum am avut vâtec. Eu aș dau-o de drag. Ia, te rog. Dar mergi tare. Știi ce, ce facem unii? Pentru mine mi s-a întâmplat, am un prieten care s-a dat la moto tare. Deci a fost în primii băieți din România la moto, SBK. Uh-huh. Și când i-am dat radicalul, n-a trecut de-a treia. Și a zis, frate meu, nu știu, aici e ceva ce nu înțeleg. Da. Dar pe drum spre Adâncata mi-a zis, dă un coace pe cei motor de Hayabusa, păi am avut. Eu dat-o mănânc pe pâine. Ce îi spuneam? Bă, zic, fii atent, știi ce faci tu acum? Eu nu am curaj să mă dau cu motor de viteză până nu facem un curs așa. Este ca și cum eu m-aș duce la sala de MMA sau la jiu-jitsu brazilian și a zice, mă bat cu aia că eu am... Fii atent, eu când am fost mic, m-am bătut cu fratele meu.
Ia, care-i? Ia, tu, care-i cum te cheamă? Aici? Bogdanel, vină încoace. Ceea ce n-avem curajul pentru că bărbaților le e frică de bătaie. Sau știu corect, că doare. Da. E, când te sui pe motor, dacă dăm... Dacă mai luat, mai sunt cazuri. Și atunci noi ne punem limite false. La moto și la auto, asta e problemă. Dacă ți-aș da un avion de înaltă acrobație și ți-aș zice astea, astea, și zic, ai mai fost cu avionul? Da, mă, am fost și în Brazilia. Hai, ți-e frică de moarte. Dar la mașină și la motor, tu zici, bă, cred că astea sunt pedalele. Când îi spui unui om la școala de enduro, în primele cursuri, bă, fii atent, noi nu conducem din ghidon acest motor. Uită că el există. Ghidonul este practic ceva... Te ții de el acolo așa. Mai mult te ții și să tragi de el la piept, respectiv la abdomen. Uită de el. Motorul se conduce din scărițe, ca la schi, ai înțeles? Și la zice, acum am mai băgat în căcat. Nu mai înțeleg nimic. Da. Okay. Eu am avut câteva cursuri interesante cu băieți care deja se dau de un an, doi ani. Adică merg și la curse, la hobby. Okay. Și când le ziceam, acum sărim bușteanul ăsta. Și au zis, păi, dă-te la o parte. Și veneau în super viteză, îi trăgeam una la buștean, sărea, am ajuns. Și le ziceam, bun, acum facem totul la 10 la oră. Păi ne jignești. După curs, bă, e foarte tare. Te vezi la cursă cu ei și îi zic, bă, dă Dumnezeu sănătate. Pentru că ce făceam eu din mușchi și din tupeu, acum fac cu cap și îmi place și mie, parcă altfel mă simt. Nu mai risc viața, nu mai strâng din cur la undita mai bușteanu. Nu mai am probleme pe ud, nu mai merg la ghici și revin. Zic, bă, dar tu știi că tu 2 ani de zile te-ai bătut cu Mike Tyson. S-ar putea odată să te... Poate el are grijă, dar la un moment dat din greșeală te capsează. La asta vreau să fac referire când vorbim despre datul tare. Am un terapeut cu care lucrez, mă mai troznește din când în când, care a primit cadou de la un client lepuri pe adâncata cu un GT3 Cup. Și a tremurat 3 zile și mi-a zis, mamă, și am zis, bă, fii atent. Da, fii atent, că e un GT3 Cup, tu mergi tare, pe am BMW-ul. Bun. Asta e deja... definiția mersului tare, adică când ai BMW e clar, zici, se știe. Eu sunt Dani, sunt pasionat, mă uit la curse, mă uit la net, bun, am înțeles. Zic, eu nu vreau să par, că eu nu merg tare în oraș, că nu prea place. Adică nu simt asta, să merg tare drept. Mie îmi place să merg tare pe viraj. Mă rog, a considerat că a mers tare, a zis că l-a bătut un pic mașina, dar îl dor brațele. Era pe acolo. Dar zice, da, am fost acolo. Și dintr-o vorbă în alta l-am chemat că aveam track day în următoarea vineri și ne-am dat cu Clio. Bă, deci parcă s-a născut a doua oară. Făcea numai asta. Bă, Clio ăsta-i dat dracului, mă. Și ce motor are? Zic eu, 1.6 turbo. N-are cum, mă. Păi eu cu Porsche-le și am zis, bă, fii atent. Nici eu nu merg tare cu Porsche-le, că nu-l cunosc. Dar te-a dat un instructor cu Porsche-le? A zis, nu. Păi vezi, zice, bă, Dan, eu am crezut că intru tare cu Porsche-le în virajul ăsta pe adâncata. Îți dai seama, mare circuit. Wow. Bă, Clio ăsta-i dat dracului, mă. Cu el în aceeași vineri l-am luat pe un IT-ist cu care lucrez eu la restaurant. Băiat musculos, sportiv, băiat de Buzău. Mers tare. Dani, eu merg tare. Am focus, este ceva, e chipat, am power. Deci, băieți, ia-mă și pe mine la circuit. Haide. Ne-am dat mult, ne-am dat vreo 12 minute, e mult pentru un om care n-a fost pe circuit niciodată. Și l-am întrebat ceva despre firmă și mi-a zis așa, dăm 20 de minute și îți răspund. Mi-a scris seara, băi, și încerc să-i spun, e un sport, folosim tot asfaltul, nu sunt vreun mega cunoscător, dar îmi dau seama că de la un amator șofer la pilot e un pas, e altceva. Așteaptă-te la altceva, uită tot ce știi. În plus, tu nu uita că eu prin virajul ăsta am trecut de vreo 800 de ori doar anul ăsta. Eu știu exact unde frânează mașina bine și unde o scăpăm. Am scăpat și în iar. Nu te mai gândi că are vreo legătură cu mersul până la cheie. Eu până la cheie nu pot să merg tare, așa de tare, niciodată. Ok, altă optică. N-am o concluzie. Dar nu, Doamne ferește, de ce crezi tu că de aici o dăm dintr-una într-alta? De ce crezi tu că nu vin oamenii la circuit?
ca și spectatori? La Adâncate e departe? E scump? Nu este spectacol? Nu... Calitatea oamenilor care participă la curse e nasoală? Nu sunt oameni mișto acolo? Cred că e un cocktail. E un cocktail? De ce la Rosebeca, Motor ce mă rog, acum da. Vin oameni? Eu cred că au găsit combinația, că nici acolo nu e foarte spectaculos, adică au câteva depășiri. Ăla da. De primul de obicei ne bate un bulgar sau... Nu, e pe acolo. E mă rog, pe acolo. Anul trecut. Anul trecut, s-a întâmplat, a fost ghinion. Dracu, când vin străinii suntem pe acolo, nu e chiar așa. Bulgarul e bun, bulgarul e bun. Tot timpul când vin străinii ne bat peste tot și la VTM și la nu știu ce. Tot timpul eu când am oameni aici care sunt piloți, că sunt piloți de drift sau în alte competiții, spun că suntem mai sus decât bulgarii și decât ungurii chiar suntem mai sus. Eu am alte păreri și uite că... La Ardenduro nu mai suntem. La Ardenduro a apărut un băiat acum care, mă rog, vine de mic la curse și care e... top 4 mondial, e greu să ne ducem acolo, avem un mega bulgar și are și mult bun simț. Revenind, cred că nu vin oameni la Adâncata și la Târgu Mureș, la circuit, unul pentru că nu îi cheamă nimic, nu există pachetul ăsta, nu suntem la modă, n-a explicat nimeni sporturile, asta se cheamă cultură, dar mă rog, e folosit prost. Okay. Cultură motorsport. Doi, cursele nu cred că sunt foarte spectaculoase. Avem câteva curse la care nu se întâmplă prea multe lucruri decât dacă ești cunoscător. Adică vei vedea întotdeauna că un prototip va întrece un Clio. Știm. Trei, nu există piloți cu nume. Deci nu există fanbase. Hai să ne uităm, dăm exemple din VRC, de exemplu. Fiecare pilot are fanbase. Eu nu cred că mărcile în VRC au fanbase cum au în Formula 1 mărcile. Deci pe asta o eliminăm. Dar piloții au fanbase. Mie îmi place ăla, poate cum comunică, poate cum se îmbracă, poate care e povestea lui de viață și așa mai departe. Nu știu dacă există drive-ul ăsta... Bă, vreau să mă apuc, mă duc să mă uit. Mă uit pe YouTube. Și nu în ultimul rând nu există cross-promotion. Dacă ne uităm la sporturile mari, în țările mici, există cross-promotion. Adică vei vedea întotdeauna, nu știu, pe Simona Halep ar trebui să o vezi că vine și încearcă. Vine radical, da. Red Bull face treaba asta atât de bine... Cine s-ar fi gândit vreodată că o să-l vedem pe Rossi încercând, nu Rossi, și-au luat piloții ăștia, au luat unul de la motocross și doi de la GP și au sărit în mașină de Formula 1 reală. Normal că m-am uitat, să văd ce dracu face ăla. Și ce crezi? Pe timp, pe Red Bull Ring, nu erau cei mai slabi. Adică băteau câțiva oameni de Formula 1, din Formula 1. Nu dau eu acum definiția cross-promotion-ului, dar eu cred foarte mult în cross-promotion. La noi cel mai bine îi merge cross-promotion-ul lui Leu, care cu persoasiunea lui, cu telefoanele lui, bine, și el un pic campion mondial la box, te sună Leu să te cheme undeva, te duci că nu ești fraier. Sau ți-e frică? Leu e prietenul meu și noi am făcut multe lucruri împreună, mai ales am crescut acest super rally, consider că am pus și eu umărul la sporturile astea, la sportul ăsta. Sau la această acțiune. Mi-ai pus că am văzut mulți oameni invitați din motorsport la Neața cu Răzvan și Dani. Adică nu, și... Am văzut acolo, adică acolo dus, e ce am văzut eu. Ce am văzut eu în mod direct, că ai făcut și te-ai implicat. Luleu iese. Adică el întotdeauna va alege, dacă avem cursă la Craiova, va alege un sportiv tare din Craiova sau 2, 3, sau o persoană publică, dar în general sportul nu trebuie explicat. Îi va da cu mașina că la Super Rally ai voie să ai om în dreapta. Întotdeauna va ști să aibă PR la știrile din seara aia, apariții în media, dar el se chinuie pe treaba asta. Are buget pentru asta. Are niște oameni care se ocupă de treaba asta? Da. Nu cred că face el totul. Evident. Cred că are niște oameni care se ocupă de chestia asta. Plătește niște oameni care fac chestia asta, deci investește automat în imaginea lui și de-aia probabil se și întoarce. Dar uite că face mai multe lucruri decât chiar echipa lui Simone, care... Normal, el fiind... Ține de oameni da. Și de ce oamenii ai angajați și de
cine se ocupă de tine. Da, și să-ți vezi de adevăratele interesul aici, corect. Și, da. Și de mentalitate și de cultură, pentru că la noi în România sunt foarte mulți oameni care investesc niște sume de bani și vor să vină profitul foarte repede, știi? Adică nu au, nu știu, un termen de 10 ani sau, băi, uite, creștem, tot investim și la un moment dat o să se întoarcă, suntem foarte jos în ceea ce privește motorsportul, în ceea ce privește vizibilitatea, în ceea ce privește piloții, exact ce vorbeam, grăsuți, mai puțin grăsuți, știu să vorbească, nu știu să vorbească, au carismă, n-au carismă, sunt lucruri care contează într-un pilot. Un pilot trebuie să fie compus din toate lucrurile astea, ultimul lucru să fie talentul, să zicem. Adică talentul se caută ultima dată, se caută imagine, se caută să vrei să înveți, să știi să înveți, să asculți, să vrei să asculți. Hai să-ți dau o poveste mișto. Te rog. Apropo de ce am vorbit acum pe pauză. Într-o epocă în care eram foarte pasionat de hard enduro, adică cred că eram între oamenii prea pasionați. Era nebunie. Mă dădeam cu motorul ca să-i prind pe ceilalți din urmă, că na, eu am pierdut niște trenuri, deși suntem, acum să zic așa, că am rămas între cei mai bătrâni enduriști din România. Sau vechi. Și ca să pot să mă bat și eu acolo sus, să mă mut de la experți la pro, mă dădeam marțea sau miercurea, după emisiune, mă duceam undeva la un munte apropiat, făceam o grămadă. Iarna mă dădeam într-o carieră de piatră unde nu prea ningea. Deci mă dădeam miercurea, vineri, sâmbătă, duminică. Miercuri, vineri, sâmbătă, duminică. Miercuri. Și am evoluat destul de repede. Adică am putut după aia, mi-am permis destul de repede să mă înscriu la România, ceea ce nu vrea toată lumea. Sau nu putea toată lumea să facă. Și la un punct, mai mult așa, a fost o situație socială, să zic, dar și o nevoie, o necesitate clară, mi-am luat mecanic. Adică am fost, cred că, singurul om din România care a avut, bine, aveam și salariu foarte mare, stăteam la garsonier, n-aveam ce să fac cu banii, n-aveam cheltuieli. Okay. Și am plătit un salariu real de mecanic unui băiat care, treaba lui era așa, să-mi țină motoarele în bună stare. E un tip cunoscut, Sasha, toată lumea știe cine e Sasha, okay, în domeniul enduro. L-am luat dintr-un business de profil, el iarna nu prea avea de făcut nimic. Și a zis șeful, dacă mă iei de iarna asta, eu stau și tot anul cu tine, nu mai mut. I-am făcut un pachet foarte interesant, adică se apucase și el de enduro și îi plăteam înscriere, cauciuc, să vină și la curse. Atâta timp cât am motorul în bună condiție la start, se poate da și el. Și în fiecare weekend venea cu mine. În fiecare weekend eram la enduro, ori la cursă, ori la antrenament. Și asta era meseria lui, adică nu, să nu credeți că era și șoferul meu sau ceva. Asta era să șică. Și se termină iarna, am lucrat la motoare, le-am pregătit, le-am nu știu ce, eu am dat o regulă, am zis, bă, fiat, motorul meu trebuie să fie țiplă la fiecare start și la fiecare antrenament, că de-aia te-am pe tine. Nu mai trebuie să-l duc la service, nu mai trebuie să... Tu faci tot, să fie impecabil. Da. Că tot timpul era, lunea trebuia să-l duc paradit la service și miercurea să mi-l iau dimineața ca să-l am. Era un... Așa, tu mi-l aduci, mergi la antrenament, gata, da. Doi, vreau să tratez motorul meu ca pe motorul tău. Adică trebuie ceva schimbat, schimbi. Nu vreau să ajung la o cursă să curgă să ăsta. Bine, bine. Prima cursă a decurs normal, a doua cursă parcă vă voineasă. M-am calificat foarte bine că noi avem un prolog de stau de te califici, totul în regulă, bucuroși, zic lui Sasha, bă, în altă piatră de pe inimă, te dai și tu la cursă, ai totul pregătit, da. Pleacă să șică pentru că era înaintea mea la start, la clasa lui. Plec și eu pe 5 km, bă, 5 km din 90-100. Începe să înzongăne radiatorul, bătea în tobă, lipseau niște șuruburi, văd o sârmă, mă opresc, mă uit, sârmă la motorul meu, n-am văzut în viața mea, sârmă. Motoarele de enduro sunt așa, mă rog, sunt, pe hârtie sunt ready to race. Deci, teoretic, dacă spui niște protecții și îți faci setările tale, motorul trebuie să fie țiplă. Orice cade de pe motor, se poate cumpăra de pe net, se înlocuiește. Nu termin cursa, abandonez. Seara vine să și calmeu, l-a terminat cursa, tot fericit la hobby la el. Șeful, că el e mai acolo de pe la Tiraspol. Șeful, ești schimbat, așa tare ai mers. Zic, nu s-a așa... Mi-a căzut radiatorul. N-am putut să termin, deoarece
Cred că e aia ce am cârpit eu, că mi-a zis așa, fiată. Ce ți-am zis eu să faci la motorul meu? Șeful, ai zis să-l tratez ca pe motorul meu. Zic da. Acolo de ce n-am schimbat? Și a zis, șeful, să-ți arăt. Și eu tot sârmă am. Băi, corect. Și atunci mi-am dat seama, eu nu i-am dat informația corectă. Nu, de la tine e problema, vezi? Da, am rămas, până la urmă am rămas prieteni, să zic așa. Și de asta zic, mecanici care se gândesc și la partea financiară, nu sunt dar toți. Dar nu era cazul atunci. Știu că nu era cazul, dar știi? Nu e, cum să spun, nu tot timpul ține de bani, știi? Ține și de, nu poate el, se pare lui că dă banii degeaba, da. Da, dă banii, eu știu că-s banii tăi și nu-s banii mei, dar parcă nu pot să-mi bag joc de ei, chiar dacă s-ai tăi, știi? Da. E cumva e de apreciat. Cumva e de apreciat că știi că omul ăla, nu știu, nu o să te ardă niciodată din punctul ăsta de vedere, dar te arde pe partea asta altă, că uite, din economie se pot întâmpla lucruri la care, na, tu ți-ai fi dorit să fie schimbat acolo, că nu era o problemă financiară. Schimbăm partea de curse cu partea de stradă, cu partea de mașini de stradă și ajungem și la partea cu internetul și cu oamenii, dar vreau să-mi spui cum te descurci tu în traficul bucureștean, că eu sunt ferm convins că și vedetele și ca și parlamentarii și ca oamenii politici merg pe aceleași drumuri ca și noi, cu grup, cu aglomerație, cu oameni care nu respectă. Cum ți se pare ție traficul din București? Prost, mulțumesc de întrebare. Eu foarte repede, cum dă căldura și mai scăpăm de ploi, pentru că la ora la care plec dimineața nu e tocmai confortabil, eu mă mut pe două roți. Ok. Adică vezi că am CRV-ul aici în față, o seară ce am un porbaj, am de obicei o trotinetă. Okay. Mai potentă, nu chiar una de asta de închiriat. Las mașina foarte des într-un loc și îmi fac treaba cu trotineta. După care, după amiaza când plec spre casă, sui trotineta și merg acasă. Merg cu un maxi scooter aproape de prin aprilie, acum a fost cam ploios, aprilie început de mai. Până târziu în octombrie, noiembrie, e foarte frig dimineața când plec și nu pot să mă fofolesc. Dar merg... Tu pleci la 4 jumate, 5 mă gândesc, nu, ore de astea, 6? Plec pe la 6, da, okay. 6, 6 jumate e destul de frig. Deci de câte ori pot să o salvez, am un 350 foarte corect cu care îmi fac treaba. Dar combinația perfectă este asta, eu stau în Corbeanca. Corbeanca, muncă, fac destul de puțin cu mașina dimineața, că e o ora bună. Ok. La muncă sau la restaurant aici, la doi pași, am scooterul sau trotineta. Local, scot două roți, înapoi mașina. Pentru că altfel pierzi o viață de om pe podcasturi. Și m-am săturat să mă uit la Cabral cu tine. Toate prostiile pe care le-ați făcut. Am și văzut că microfonul e pentru Cabral aici, așa? Totul e regla pentru Cabral, da. Da. Totul se reduce la Cabral. Mă sună oamenii, mă întreabă. Dom'le, vrea Cabral să facă aia, să facă aia. Să nu mă sunați că nu mă ocup nici de Cabral, nici de Oțil. Credeți-mă, da. Și nici nu vreau să știu câți bani ia Oțil. Tu cu Cabral sunteți ca Țibulcă cu Pescobar. Da, adică da, lumea crede că Pescobar e toată ziua la Țibulcă. Dar nu e chiar așa. Dar îl salutăm pe Cabral, care trage cu dinții de partea lui cu mașinile galbene, îl văd tot mai des. Știi cum îl recunosc? Că sunt mulți cu mașini galbene. El dă cu capul în tavan în orice mașină. Are o gâlbă așa, știi, la plafon. Săracul. Deci el este... Da, mă, nu e. Cabral este ca mine la CrossFit și eu vreau să ridic 200 de kg, dar sunt cel mai mic de acolo și nu intru. El trebuia să aibă mare un corp rău, mic de pilot. Da, mare rău, da, mare asta... rău, are mâna grea. I-am spus, are... bă, la Formula 1 și pe cal, tu nu ai ce să cauți. Asta e, pare rău, Cabral. Mai poartă și 49. Da, îți dai seama, el poate să facă heel and toe and toe. Trecem la partea de întrebări. Ce să-ți facă cu blugi, cu alea? Așa. Asta e, voi v-ați căutat-o cum ar veni. Ești cumva responsabil de faptele tale și pe pistă și în viața de zi cu zi. Partea cu traficul nu te mai întreb, că avem multe întrebări aici de la oameni și ne trece timpul. Știi că noi punem, mai pui și tu o întrebare, o să o citești și pe ta, le citesc pe toate. Încerc să... încerc să o ținem pe auto, dar nu e de auto. Ce te-a determinat să-ți dorești o carieră în televiziune de când făceai tu radio? Sărăcia. Erau mai mulți bani. Mai asta. Mulți bani și te recunosc babele pe stradă. Plus că atunci când făceam radio, aveam un golf pe care îl împărțeam cu Răzvan. Mamă, ce răgălie! Ce golf aveai? Doi?
3? Nu, chiar. 3? Nu, dar aveam un Golf Break care avea, cred că, aproape 62 de cai. Nu știu, era cel mai mic motor de la Volkswagen atunci. Ok. Și îl împărțeam cu Răzvan. Acum am mașină de imagine. Și după aia v-ați luat Skoda, că eu lucram la Porsche când s-a deschis. Da. Neața cu Răzvan și Dani și-a luat o Skoda, dar e oribilă, în sfârșit, nu era treaba lor. Era de ce? Că pe drept mergea foarte tare, mă. Am avut RS, stai cu minte, am avut între primele RS-uri. N-a fost RS. Eu RS am avut. Tu personal, da? Da, nu, Răzvan a avut un Roadster. Voi luați o mașină pentru emisiune, era pentru emisiune, știi, da, de-abia da, se lansase Răzvan și Dani, zic, mamă, cine or fi ăia? Vorbea lumea pe acolo, era nebunie. Știam că o să fim celebri. Da? Dar da, și de asta m-am apucat de televiziune. Ca să devii celebru? Ca să am mașină de imagine. Ok. Da, nu te mai întreb. Să văd cât de ce ai e din... arogant când iese la pădure cu motorul? Nu prea salută. De ce nu salut, mă, motocicliști? Uite, băi, vrei să zic cum îl cheamă? Ovidiu? Vrei să arăt fața? Nu, nu, știi? Că nu știu despre ce este vorba. Noi chiar suntem foarte conectați la pădure. Ne salutăm. Toată lumea cu toată lumea. Avem însă și alte grupuri de băieți care ei în primul nu salută și nu foarte respectă. Okay. Sunt hateri ei. Ei sunt hateri primii, cum ar eu veni. Eu salut. Toți avem casca și ochelari. Nu-i cunosc pe toți, nu-i recunosc pe toți. Corect. Nici salut. Ei pe tine, îți dai seama. De când unde ne întâlnim două grupuri... E motocicleta, probabil. Am și numele pe motor. Se poate să fi întâmplat, nu știu, poate eram nervos că mi-ai ieșit oricare, dar eu de exemplu, vă spun aici, uitându-mă în ochii voștri, că eu, dacă merg cu motocicleta, nu salut scuteriști. Da, asta e o prostie, salut, dar nici între motoare, nu văd de ce suntem broscari. Da, nu știu, asta cu... Adică cu broscuțele și cu trabanturile se salută. Da, asta cu salutatul e tot timpul, mă gândesc, mamă, am salutat, oare ce zice omul ăla? Nu, dar nu ne ajută la nimic. Și în plus, pe DN nu mai salutați cu mâna așa, că la 90 la oră vă dă pe spate. Și dacă ești începător, mori. Am avut unul într-o zi care m-a salutat așa. Motor, nu, am zis, Doamne, zic, cred că a fost primul salut al lui din viața lui. Răspund lui Ovidiu că, îmi cer scuze dacă s-a întâmplat, în general suntem foarte uniți și așa. Uneori nu salut când în grupul celălalt recunosc maneliști, de ăștia care trag gazul, te noroiesc, nu respectă regulile. Asta e gluma mea preferată. Încep, dacă încep întrebările alea tâmpite. Care să? Începătorii au întrebări foarte tâmpite. Păi da, pentru că n-au nicio bază, nicio noțiune, s-au urcat pe motoretă cum am urcat și eu. Da, nu contează, nu dezvoltăm. Mergem mai departe. Deci eu salut pe toată lumea, mă știu cu mulți oameni. Dacă s-a întâmplat, a fost o... S-a fi întâmplat, da. Vă salut așa, iarăși. Dar nu o să mă pup pe gură cu nimeni în pădurea asta, să știe, pentru că e nevastă mea foarte departe și riscul unui viol este major. Deci nu o să ne pupăm pe bot. Vă salut cu respect. Ce afacere ai începe dacă ai avea 20-25 de ani? Bănuiesc că tu predai și cursuri de alea de Bitcoin sau cum să te îmbogățești rapid. Da, eu sunt. Deci da, înțeleg întrebarea. Bă, 20-25 de ani, dar depinde bugetul. Nu știu. Sigur o afacere la care mă pricep măcar puțin sau în care am fost entry level măcar, ca să am mirosul. Ok. Pentru că alta afacere, cum ar fi, spălătoria self-service, de care mi se pare că au toți românii în cap la un moment dat, dacă nu o pricep puțin... Mie mi s-a oferit șansa asta cu 6 ani. Una din primele spălătorii self-service din România, la Buzău. Un bun endurist de acolo mi-a zis, bă, apucă-te. Și am zis, bă, nu înțeleg. Și acum mi-am dat seama că n-am făcut o greșeală. Okay. Pentru că el e bogat acum din asta, dar eu nu aș fi putut să fac pașii ăștia pentru că nu cunosc, nu înțeleg cu fisele. Da. Ține de fise aici. E treaba cu fisele, corect. Câți bani ai investit în mașini și echipamente până acum? Nu, nu puteți. Sunteți împotriva noastră. Nu putem să spun. Puțin, foarte puțin. Este simplu, plus că atunci când ești vedetă, vin de la oameni. Banii. Dar mie mi-au... Deci, și pe motoretele aici, și mașinile. Pe drum aici mi-au aruncat unii niște bani în mașină și au zis, bagă-i motorsport. Bă, nu, atâta vă zic. Deci nu chiar e o discuție. Da, bă, dar i-am dat pe... Puteam să-i dau la curve sau la... altceva. Cum e sentimentul ăla când ești pe locul 2 într-o cursă, într-o competiție și orice faci nu poți să-l prinzi pe ăla de pe primul loc? Îți dau două exemple. Te rog. La prima etapă de anduranță am ieșit pe 2. Mă rog, și dintr-un mic ghinion am avut niște situații, adică nu pe roți eram pe 2. Pe roți ar fi fost foarte strânsă lupta. Băiatul de pe 1 nu i-a funcționat transponderul. Okay. E și colegul meu. Și după curs am fost chemat în
control room acolo și m-a întrebat directorul de concurs în față. Bă, ăsta era în fața sau în spatele tău? Că după GPS e pe 2. Și zice, noi credem că ar fi pe 1, dar eu nu am cum să așa. Și a zis, ne bazăm strict pe vorba ta. Ok. Și am zis, bă, oricum era de căcat, cum să zic. Îl vedeam, adică a avut câteva secunde în fața mea, nu multe, dar în fața mea. Și bă, cum ar fi acum, eu să zic, nu mă. Dar cred că altul n-ar fi zis. Ok. Deci l-am pus eu pe podium. Când nu poți să-l prinzi, e foarte trist. Mi s-a mai întâmplat odată, am pus și pe YouTube toate depășirile. M-am calificat la cursa 2 de la Târgu Mureș anul trecut foarte prost, adică pe 28, cred că. Ok. Pe 28. A fost foarte tare, pentru că simțeam, la cursa 1 am ieșit pe 2, dar am plecat de pe 2. N-aveam cursă BMW-ul din față niciodată, mi-am păstrat poziția. Cursele sunt de o oră. Și la cursa 2 simțeam că și tanti de la curățenie, de la circuit ține cu mine, jur. Toată lumea ținea cu mine. Bă, și arbitrii cred că țineau cu mine. Okay. Adică simțeam că pot să fac vreun steag galben și să nu... Toată lumea ținea cu mine pentru că am plecat de pe 28. Dacă pleci de pe 28, ai în fața ta niște mașini foarte lente, ai niște juniori care nu te prea lasă să treci, pentru că ei se bat între ei și sunt un pic nebuni, și ai colegii de clasa ta care sigur nu o să te lasă să treci. Bineînțeles. Și aproape l-am prins pe ăla de pe locul întâi. Avea în fața mea 17 secunde. Ok. Doar că și-a luat o penalizare de 30 de secunde pentru că a depășit pe stea galben. Ok. Și am ieșit de pe 28, de fapt pe 1. Și așa e, să fii de pe, să fii pe locul 2, să crezi că nu poți să-l prinzi pe 1, dar poate, uite, un miracol se întâmplă. E trist. Oricum, locul 2 e o porcărie. La enduro, nu. Ok. Gândește-te că la o singură clasă suntem peste 120-140 de oameni. Bă, să fim primii 20 tare. Nu, okay. Scuză-mă. Să termin viu. Este tare, da. Și să poți să ridici berea la final, că bem bere, recunosc. Ok. Dar locul 2 acolo e tare. Însă la circuit nu. La circuit nu e tare, ok. Ce părere are despre mașinile modificate? Ce mașină ar alege și ce modificări ar aduce? Bă, sunt bărbat, deci îmi plac mult mașinile modificate. În timp am învățat însă că asta cu tobele nu e chiar cea mai mișto modificare. Atâta timp cât nu-ți dă cai stabilitate, îmi plac mult. Adică îmi plac mult mașinile modificate, sunt fan, mă uit, salivez. Dar eu, pentru mine și sufletul meu, din motive, în primul rând, de eficiență, în primul rând, ultima modificare pe care aș face ar fi caii la o mașină. Ok. În schimb, suspensii, vizual, da. Ok. Am învățat pe propria piele că o suspensie bine reglată sau o suspensie mai deșteaptă schimbă total. Mult, da, schimbă mult comportamentul. Caii, știi cum e, cu bani poate oricine. Așa este. Este interesat de o revenire la coastă, CNVC? Revenire nu, dar cu siguranță 2-3 etape aș face chiar și anul ăsta, pentru că îmi sunt la suflet. Avem, de exemplu, Rânca. Nu există prea multe circuite de genul ăsta, circuite, auzi, prost sunt, urcări de genul ăsta în Europa. Râșnov, mi se pare, Poiana, care este și cu deal și cu vale. Reșița, care este una din cele mai... Nu că eu din Reșița, mă, okay. Pe mine. Reșița este un traseu de vis. Are toate ingredientele. Tehnic, viteză, public și așa mai departe. Deci aș veni la 2-3 pentru că îmi sunt la suflet, nu pentru că m-aș bate cu cineva. Acum cu PF-ul ăsta nu mai știi pe cine bați. Ok. Are nevoie de ajutoare la curse? Vreau foarte mult să învăț cât mai multe despre motorsport. Există multe echipe care au nevoie de ajutoare. Eu am luat un astfel de puști lângă mine și l-am băgat acolo în pâine. Ai multe de făcut, mai ales la circuit, unde nici măcar nu trebuie să-ți plătești cazare, că e aici aproape la Dâncata, să scrie echipelor sau piloților că sigur să găsești un loc. Mașina preferată, dacă ai una. Una.
preferată? N-am. Eu sunt pe japoneze în general, okay, din mai multe motive. Dar eu îmbătrânesc, nu mai sunt relevant. Mă, ești relevant pentru oamenii care te întreabă. Așa de suflet, Typer-ul, cred că e Typer, da? În top. Da, okay. Ca mașină de băieți. Ok. cu ce mașină a trăit cea mai tare experiență? Cea mai tare experiență nu neapărat că ai mers cu 293 într-un viraj. Cea mai tare experiență. Renault 21, cea mai tare experiență. Iubita mea din liceu, înainte de balul bobocilor, credea că ea avea carnet, eu nu. Ea era și bogată. Și am dus-o pe un tăpșan de ăsta la kilometru 8. Ea a crezut că își va pierde acolo... viața? Nu. Sau tot cu vânt începe, nu? Da, sau că o cer în căsătorie sau ceva. Deci una din două. Dar ce s-a întâmplat? Practic, eu sunt fecioară și eu îmi programez lucrurile din timp. Știind că ea merge la facultate la București și eu la Timișoara, i-am dat papuci. Este cea mai intensă experiență... Într-o mașină, da? Da, de okay, departe. Renault. Renault, Renault 21. Vezi că nu oricine avea la reșta Renault 21. Ați cu minte. Dacă era bogătană, da, vorba aia, deci asta făcea mai... Mamă, ce șansă aveam. Este, ea așa cum este, în București, are banca ei. Da. Ce să faci? Iar eu am conturile la... Nu mai zic. Asta poate să intre pe TikTok, dacă se poate? Da. Prezentator de matinal, șofer de rally, șofer, antrenamente... Bine zici șofer. Că la șofer, rally sunt chiar șofer. Șofer de rally, antrenamente în sală, cum reușești să ții pasul? Nu reușesc să țin pasul. Jur. E o zi în care nu mă antrenez sau nu fac ceva pentru mine, în afară de job, am 30 ceva de angajați. Emisiune, pentru mine o zi pierdută. Jur. Și am niște luni foarte grele în care nu m-am antrenat. Ce e important este ca măcar 40 de minute pe zi să le ai pentru tine. Am scăzut de la o oră de când am copil. Nu știu, indiferent, dar ori antrenament, ori să studiezi ceva despre pasiunile tale. Acum nu studiezi numai la Adidas de alergare, că eu am prieteni alergători, bă, m-au zăpăcit. Ăștia citesc mai mult decât noi despre pistoane. Dă-le dracu de acaretul. Eu zic că sunt oameni, știi, sunt oameni care vin, vorbeam de bugete și de bani și de piese și zic, doamne, câți bani bagi mașinile alea, dar nu te mai stă, doamne. Și eu le zic, sunt oameni care cheltuie de două ori mai mult să stea cu bățul în baltă, la pescuit. Adică nu discutăm de pescuit. Te rog, te-ai dus pe o zonă unde eu nu am nici curaj, mi-e frică de bătaie. Nu acolo, pentru că, na. Da. Deci nu. Indiferent de buget, ce mașină ți-ai cumpăra acum? Indiferent de buget, adică n-ar fi o problemă de bani. Acum, știi, acum o mașină, uite, vine unul și zice, băi, Dani, oricât, pentru tine, oricât îți dau eu, ia-ți ceva. Ia, îți faci fenta cu ea, nu contează. Am două elemente în cap. Unul, mi-aș dori să am un autobuz din ăla RV, dar de curse. Deci să fie casă cu garaj, okay, pentru moto în general. Okay. Știu că, na, probabil ați vrut un McLaren. N-am, eu nu mai am, da, treaba asta. Eu vreau să mă dau tare în puncte, nu doar să fac o liniuță. Sau o mașină de Dakar. Okay. Deci, o mașină de Dakar ar fi... Wow. Oamenii probabil cred că ea costă 300-500 de mii, dar se înșală. Hai că trebuie să... Are sau a avut vreun un idol? Are sau a avut un idol? Nu, nu, iau bucățele de la fiecare, n-am un om pe care aș vrea să-l urmăresc până în pânzele albe, nu. Și ca stil de pilotaj, îmi plac unii doar pe ud sau doar ca agresivitate, alții ca și constanță, n-am, nu. Care e plăcerea lui vinovată în materie de mașini? Dani Mocanu. Ce? Care este daily-ul lui Dani? Plăcerea vinovată în materie de mașini, băi, cel puțin o dată pe an mă uit la niște răgălii, bă, dar răgălii, okay, adică mașini foarte mici și vechi, n-am bani de ele refăcute sau... Cum ar fi? Renault 5 Turbo. Dar eu n-am bani de aia de 80 de mii, că e foarte scump un Renault 5. Și mă uit la toate, okay, căzăturile, în toate... Eu când eram mic chiar credeam că fuge Renault 5 Turbo, dar nu, nu fuge, vă zic eu. E vai de capul lui, da. Aha. Mai erau
Păi stai, mă, cu motoare de Volvo cu turbine. Nu, motorul da, e de fabrică, 130 de cai, 850 de kg, nu e vreo. Dar este o mașină. Da, e mișto. E mașină. Mă uit la Clio-uri RS de-astea, vechi de când lumea, Ragnotti. Mă uit la tot felul de căzături. La da, hondițe mici refăcute. Dar tu cu Renault, tu ești, cu Renault ești indoctrinat tu. Cu Renault da, ai dat papucii. Cu Renault te dai la curse. Te uiți, păi cu Renault 5. E, totul e legat de Renault, nu știu cum. De altceva nu am bani. Adică m-aș uita și la altele mai tare. Dar nu am bani de altceva. Am înțeles. Și okay, mă uit, eu cred că o să-mi iau. Mini. Am uitat să zic. Am avut pentru 12 ore un mini. 12 ore. După aia, după aia l-am dus la evaluare și l-am trimis înapoi. Ai făcut bine. Am vrut să merg la coastă cu un mini. Oh, Doamne. Da. Da, nu zic nimic. Care este daily-ul lui Dani în momentul de față? Daily-ul? Ce este daily? Daily, mașina cu care te deplasezi zi de zi. Există și Garage Queen, există și mașina de weekend. Ah, un daily. Daily, mașina aia cu care faci toată treaba. Honda CR-V până la moarte. Am descoperit și butonul sport acum, după 3 ani. Ok. Ea e recunoscută ca un hibrid mai lent, e o mașină de familie. E un cross, nu e chiar SUV. Impresionant pe zăpadă. Okay. Am scos niște mașini din niște locuri cu ea, n-ai zice, okay, pentru că ea până la anumită viteză e full electrică, deci practic nu face spin. Și acum câteva zile mă grăbeam și am apăsat butonul sport. Bă, nu e așa bleagă, cum se zicea. Este o mașină care are pe orice, deci orice ai visat ca senzori, în afară de soft close, are orice. Orice. Și mie mi se pare că în momentul ăsta este mașina mea. Adică n-am, nu că sunt, eu am contract cu Honda, oamenii înțeleg treaba asta. De ce să mai am avut Toyota, am avut așa. Și dacă vrei să știi, mai am un Raptor 6.2 benzină, ultimul motor 8V care s-a pus pe mașina asta, 2014. Vezi, cabrale. Este mașina mea de băieți pe care am luat-o pentru fiul meu, pentru că mașină istorică în curând și care nu se mai face. Ce, mă? Ai luat-o pentru... Mai da, un, mai las... un băiat mai mare de nu, care noi nu știm, nu, gen? Adică ai un băiat la 16 ani, nu? Este? Ai un băiat de 16 ani. Nu. Hai de zile el acum în premieră. Deci Dani Oțil. El va fi mare și trebuie să înțeleagă că pe planeta asta există și 8MV-uri, nu mai Tesla. Ok. Așa că... Da, și eu când mă duc și cumpăr jucării, tot pentru ele cumpăr, nu pentru mine. Da, înțeleg. Am un Lego acum, GT3, și abia aștept să adormă de seară să mi-l fac, să știi. Dar l-am luat pentru el. Să vezi ce distrugere o să fie cu Lego... Ajungi tu și acolo. Cu câte vehicule te poți deplasa în cazul apocalipsei cu zombi, da? Asta e întrebarea mea. Da. 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 Pe mine mă întreabă băieții la antrenament la enduro. Bă, da, parcă nu mai ești așa de când te dai și cu mașina. Nu mai ești între primii. Okay. După aia la mașini zic aia. Bă, da, parcă... De ce ai fost weekendul trecut la enduro? Am văzut poze că dacă veneai cu noi mai... Erai mai okay, iut. Mai învățai după ceva? Aia băieții la diversele sporturi pe care le fac, la fotbal, la aia, la aia. Și întotdeauna am zis, bă, eu sunt mediu slab la toate, dar pe tine dacă te iau din mașina de curse și tu ești pe un motor de enduro, nu mai faci nimic. Nu poți să-l pornești la pedală, da, în primul rând. Ok. Mai ales dacă îți dau unul cu decompresor vechi. Da. Și ce zic, păi la ce îmi folosește? Băi, o să vină apocalipsa cu zombii și o să vină tot să ne mănânce gâturile. Și tu găsești și un motor de ăsta și eu nu poți să pleci. Găsesc. Da, mă descurc. Kite. Da. Moto, auto, mașini care merg foarte tare, mașini care merg foarte încet. Fac mai multe sporturi. Pot să mă dau cu aproape orice are roți, aproape, și mă pot deplasa. Voi v-ați canalizat pe un hobby. Bine, îl faceți mai bine decât mine. Treaba voastră, nu mă deranjez. Dar eu de zombie sunt spăimântat. Am înțeles. Iată. Mașina de vis, am mai discutat, nu? Am mai discutat. Da. Așa, vehicule, așa. Da, 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 da. Asta pe așa, cea mai mare, da, nu, ai zis, a fost partea de papuci. Cea mai riscantă chestie pe care ai făcut-o pe motor sau mașină, dar în mediu controlat, adică în circuit sau, eu știu, în afara drumului public. În mediu necontrolat nu am. Păi ba da, aia cu papucii, cu Renault, pe aia am pus-o acolo. În mediul necontrolat nu am avut niciun incident major, n-am sărit afară, poate am atins o jantă sau m-a lovit cineva, dar eu așa să am un incident grav nu am avut și cred că mi-am folosit la asta foarte tare și la moto și la auto, faptul că mă dau la curse și atunci, unu, ai alte reflexe și vezi altfel lucrurile, nouă ne pleacă mașina... Cam la fiecare 5 lepuri, da? Și dacă într-un weekend avem
100 de lepuri, gândește-te că de cel puțin 20 de ori în medie pe weekend îți pleacă mașina destul de rău. Trebuie să o redresezi sau să nu o strici. Sau să-l strici pe al coleg. La moto cu atât mai mult. Și consider că e un bun început pentru mulți începători din oraș să vină măcar la o tabără de 10, 15, 20 de ore pe un motor de enduro sau motocross. Pentru că la început sporturile seamănă. Faptul că poți să mai scapi, cazi, te ajută să înțelegi ce se întâmplă cu cele două roți în echilibru în oraș. Să plece fața, să plece spatele, să nozi ghidonul și așa mai departe. Deci nu am avut incidente majore, nici. O singură dată o doamnă mi-a deschis o ușă în ghidon și am pus motorul jos în trafic. Altfel nu mi s-a întâmplat nimic. Dar am evitat niște lucruri majore în trafic. Oameni care ciupesc roșu, nu galben, ades. În mașină am avut două răsuciri majore cu radicalul pe ud, doar din pierderea aderenței, nu că aș fi greșit eu din volan. Rupea foarte repede aderența pe ud. Una la Teliu, una la Câmpul Lung și a fost foarte scary. Adică într-una din situații am sărit cu două roți o ravenă, o rigolă. Pardon, o ravenă, ce prost sunt astea de la enduro. O rigolă care are un metru adâncime. În principiu e același lucru. Da. Și ravena și rigola e același lucru. Deci gândește-te că m-am răsucit cu atât de violent cât mașina mea a sărit peste o rigolă de un metru adâncime și mai mult de un metru lățime fără să atingă janta sau să îndoi ceva. Asta a fost viteza de răsucit. A fost destul de scary. De asta pe ud m-am cam domolit la capitol. Câte secunde ți-a dat copilul ăsta? E între toți. Asta nu e aici, e de la mine asta. Câte secunde în plus ți-a dat de când a venit copilul pe lume? Pe circuit? Pe ce vrei tu, pe nu, circuit? Nu, la enduro, m-a ucis. La enduro? Enduro? Da, nesomnul și faptul că nu mai pot să fiu și sâmbătă și duminica la antrenament și mi-am redus la o zi, mi-a dat mult înapoi. Ok. Adică m-am mutat, mă dădeam la pro cum ar veni și acum la A și acum m-am mutat la B, mă pregătesc că veteranii merg pe B. M-a dat mult, nu, m-a ucis. Ce să fac? Asta e, dar eu și măcar l-am făcut la 42 de ani. Okay. Eu am niște ani în care m-am dat liniștit. Alții au pierdut trenul de atunci. Dar ce crezi? Acum ei merg tot mai tare, că au crescut băieților, vin cu ei la enduro, da. Fac grătare împreună și aici pierd. Asta e. Ei nu poți să le ai pe toate în viață. Dar la circuit merg în continuare tot mai tare, să știi, pentru că evoluez, da. Ok. Sper. Cum te împarți în atâtea locuri? Nu te împarți în toate, ok. Cum e să-l ai copilot pe Răzvan de atâta timp? Este o metaforă. Răzvan este cel mai căcăcios om pe care îl știu. N-am reușit să-l dau niciodată tare pe circuit. E frică. Iar la enduro am reușit acum mulți ani fiind la mare. L-am dus într-o carieră de piatră. N-avea ce să facă la hotel. Și eu m-am dus să-mi fac antrenament. Și el a zis, bă, vin să-ți fac niște poze. Ok. Bă, și parcă am mers cu tata, mă. Bă, a fost ceva rău. Am făcut o coborâre, cu motor de enduro poți să faci lucruri destul de abrupte, adică eu am văzut, știu, inclusiv un perete știu, așa cu sub plombă, dacă are preluare, jos poate fi sărit. Și văzându-l că e tot cu, nu face aia, nu sări bolovanul ăla, nu face aia. Dar l-am dus aici. El era pe margine, nu? El stătea pe picioarele lui, da? Deci l-am dus sus în vârful acelei bucăți de ce-o fi fost, carieră de piatră. Și într-un loc unde am mai fost de foarte multe ori la antrenament, l-am urcat și când am văzut el că motorul urcă drept în sus, l-a luat capul, după care am întors motor și nu i-am zis că voi coboră pe acolo. Și zic, fă-mi o poză aici când cobor. Și el a zis, când ce? Când cobor. Și zic, bă, Dani, și m-a prins așa de mână, bă, zici că a fost tata. Și a zis, bă, noi suntem, ne știm de la 3 ani. Bă, am fost în situații critice, cu femei, bătăuși, bețivi, câini, de-a lungul vieții. Evenimentul pe care l-am prezentat și a venit ăla, bețivul din fața, a trebuit să intervină jandarmii, a venit să ne taie gâtul, diverse. Am fost, bă, niciodată nu m-ai prins de braț. Și ce cu ei? Și a zis, te rog eu mult de tot. Pentru mine. Te ieși rog. Departe spital. Da, a fost. Deci acesta este copilotul Răzvan. Iar în muncă e mult mai simplu în doi, evident. Ăsta e copilotul. Adică vorbim aceeași limbă și e mai ușor. Ultima întrebare vine de la un prieten de-al nostru care te întreabă dacă te știi cu Cabral și poți să-l rogi și pe el să-i dea încărcătorul. Băi,
Cabral, uită să împrumut, să dea lucrurile. Păi nu, glumesc, i-a dat încărcător. Eu doar o glumă, nu vreau să credeți aici, Doamne ferește. Nu, nu face el așa ceva. Nu, el nu face, este un băiat extraordinar. Noi nu-l vorbim aici lipsă, sub nicio formă. Este un băiat extraordinar. Merge și el cu motocicleta, cu mașina, cu diverse, la nivelul fiecăruia. Cu ATV-ul merge. A încercat și cu motorul în training. Da, știm, povești, știm, poveștile le știm. Da, nu este tot timpul un bun exemplu. Cum trăiești că pe partea de auto, știu foarte clar că ai făcut un review la Honda, conform parteneriatului pe care l-ai cu Honda, și cum trăiești tu cu haterii de internet? Că sunt foarte mulți hateri de internet, știi foarte bine, și cum trăiești cu ei? Te consumă, te macină, le răspunzi, nu le răspunzi, îi bagi în seamă, nu îi bagi în seamă? Eu cam le răspund dacă am cu cine vorbi, dacă mi-o dau... La un nivel prea jos nu îi mai bagi în seamă, probabil? Da. Okay. Dar în general le răspund. Și dacă am timp, le răspund și celor care mă înjură. Și am observat că mulți din cei care sunt cu hate pur de ăsta, dacă îi bagi în seamă, retrag. Sau schimbă, zic, da. Ceea, nu știu cum funcționează creierul, că am vrut și eu să mai intru de pe un profil fals să-l înjur pe Răzvan, dar nu... Mi-am dat seama că e mult timp la așa. Deci aș fi vrut să văd cum funcționează creierul lor. Hai să le luăm pe rând. Mi s-a întâmplat astăzi. Am postat ceva cu paste înroată de parmezan și o cafea de la cafenea. Și am descoperit dintr-o dată că foarte mulți români știu să facă paste cu trufe în roata de parmezan. Bă, da, mulți. Experți. Deci zici că acasă toți au roata de parmezan. Și m-am uitat pe profilurile unor oameni. Nu sunt nici în Horeca, nu sunt nici ospătari, nu sunt nici bucătari. Sunt niște oameni. Oameni care își dau cu părerea, pur și simplu. Da. Unul mi-a zis că espresso-ul meu de la cafenea este foarte slab. Și n-am înțeles ce înseamnă. Bun, faptul că a scris espresso cu X m-a îndrumat să cred că e chiar barista sau a făcut multe cursuri afară. A băut multe espresso la viața lui, bărbaie. Dar eu accept treaba asta, se poate. Ok. Deci, dacă îi despărțim așa în oamenii care dau cu hate pentru că vor să se conecteze la noi și dau seama că dacă scriu ceva frumos, nu funcționează, cei care înjură fără motiv, păi da, sunt unii care reușesc să transforme o postare atât de pozitivă și frumoasă în... Bă, la mine, eu am înțeles că nevastă mea e urâtă, asta am înțeles-o, că eu de-aia am și luat-o. E urâtă. Okay. E urâtă cu spume, eu am luat-o că ea nu mai avea alte șanse în viață. Adică și ai zis, eram... hai, dă-mă să-mi fac un pustiu de bine, sora mea, vină încoa. Eu sunt și un om în vârstă, nu am. Da, ok. Era, bă, dar cred că o să urmez să zic că și fiul e urât sau că și asta se poate că seamănă cu nevastă mea. Da, okay. Bă, sunt oameni care, bă, dacă postezi o floare, sunt în stare să zic, bă, nu e cine știe ce e cam... Am văzut și mai mișto. Da, mai. Deci nu ne băgăm aici. Dar să știi că există și foarte mulți oameni care au argumente. Adică ce nu suport la argumente, că suntem în domeniul auto aici. Nu-i suport pe ăștia cu eu am mers cu spatele cu tirul cât n-ai mers tu cu fața cu mașina. Da, okay. Corect, da? Okay. Am vorbit de tiruri? Nu. Păi atunci, știi, dacă ai stat toată viața într-un camion tir sau pe cele două mașini ale familiei tale, nu poți să stai de vorbă cu poate un vlogger sau un om care a văzut 300 de mașini în 2 ani. Ok. Dacă vorbim de asta, dacă vorbim de circulație, reguli de circulație, e cu totul altceva, dar vorbim de stiluri de mașini. Nu mai acceptă religia asta. Nu există decât BMW-ul, tată, BMW, fratelo. Pentru că și alții au inventat lucruri în domeniu și au făcut inovații. În lumea auto, din păcate, avem ca în fotbal și altele ultracunoscătorii de canapea. Ei n-au făcut foarte multe lucruri în viața lor. Așa că nu e bine să-i ascultăm, dar să-i lăsăm să populeze pentru că algoritmul ne crește în perioada asta. Deci, ca deal, cum diluiesc oamenii ăștia? Încerc să-i stratific înainte să-i judec, e că vreau să văd de unde ura sau răutatea, dacă pot să răspund sau să explic. Ok. Pentru că uneori oamenii nici nu-și dau seama, nu știu, că merg, uite, eu că merg cu Renault la Endurance. Păi eu n-aș vrea să merg cu GT3? Aș vrea. Dar doar asta s-a putut acum. Și atunci, dacă le explici, le zici, bă, de asta merg. Sau, de ce mergi cu Hankook? Păi așa e regulamentul. Toți mergem cu aceeași gumă. A, păi scuze.
Okay. Dar doar că el nu zice de ce mergi cu Hancock, el zice Hancock e o gumă de căcat. Păi tu explici, știu, știu, dar aș vrea cu alt, dar nu se poate. Și atunci el din start se prinde și poate o mai reglează, dacă are timp, dacă nu. Ok. Eu aș vrea ca haterii însă să meargă un pic mai departe. Să-mi trimită și poze cu ei dezbrăcați, adică ca să da. Avem o altă... Vrei sau... să te duelezi? Sau... Da. Sau m-am gândit să-mi fac o treabă de asta. Bă, să-mi pun Revolutul okay. la vedere da. Și dacă vrei să mă înjuri... Îmi bagi banii pe Revolut? Doar pe mine bagi 50 de lei. Dacă vrei și cu morți, 100. Și după aia crești. Dacă vrei să o înjuri și pe nevastă mea, te duc pe la 100 de euro. Bun, bun preț. Ca să fie o discuție fair și știi să... Că atunci îți și citesc toată înjurătura. Dar poți să-ți faci pe Patreon. Poți? Poți să-ți faci cont pe Patreon. Adică poți să-ți faci Dani Oțil pe Patreon. Da. Sunt niște oameni care se abonează la tine și îți plătesc o sumă lunară pe care o stabilești tu. Asta știu. Da, așa. Dar unde intervine poți... înjurătura? Păi înjurătura ei, tu poți să postezi pe YouTube, de exemplu, da. Doar pentru ei. Da. Unlisted și pui link-ul acolo pe Patreon și văd doar ei și poți să le faci live, de exemplu. Tu ai Patreon de ăsta? Da. Deci un fel de OnlyFans de bărbați. Un fel de OnlyFans, da. Un fel de eu OnlyFans. Să fac eu da. De ăsta. Patreon, da. Și tu poți să le faci live acolo pe YouTube, da. Doar pentru ei, doar pentru oamenii care sunt abonați și tare. Poți să te înjure și tu să le răspunzi. Bă, uite că am rămas și eu după 3 ore. Cât am muncit la podcastul ăsta? 3 cu tot cu pauze. Hai că eu am și curs cu copiii, mă. Ce copii? Am niște copii, vreau să învăț să vorbească mai frumos la podcast. La podcast? Și la, foarte frumos. Și cum, da, să vin și eu, cum poate să intre oamenii în legătură cu tine și să acceseze toate cursurile pe care le faci tu? La mine pe Instagram, din când în când, acum am închis seria asta, okay. dar pentru seria următoare mă găsesc la mine pe Instagram, pun tot timpul. Toate anunțurile pe care le faci și contul tău principal e pe Instagram? Și Facebook. Deci Instagram și Facebook. Da, altceva n-am. Că OnlyFans am încercat, dar nu mă lasă soția. De ce? Că OnlyFans a fost pentru creatorii de conținut, nu știu, pentru creatorii de masturbare. Da. Adică nu pentru asta a fost făcut. Nu știu soția de ce nu e de acord. Nu știu, ori nu crezi? Vrea să o vadă decât ea, ori okay. crede că-s urât. Să nu, știu, nu le faci încercat. Pe fetele alea, eu știu, să le da, zici acolo, viețile. Dacă vreți să mă sponsorizați, da? Sunt pe locul 2 în România acum la sportul ăsta cu mașina okay. și am șanse să fiu campion național. Ar fi pentru prima oară când un om atât de public, după Patrick Dempsey, desigur, care a câștigat Le Mans, dar el nu e prezentator TV, e un simplu actor. Ok, simplu, e normal. Nu mă, băi, actorii au timp cât vor ei și au și buget mare. Eu sunt simplu. Ar fi pentru prima oară când un om plus ca că mine... voi faceți și live, nu? Nu mai live. Nu mai live. Mare diferență între scenariu și live. Da, și nu, duble, aici e vorba și... de timp, nu de okay. talent. Că și eu aș fi vrut să fiu frumos într-un serial și să mă iubească femeile pentru asta. Dar, apropo de treaba asta, dacă prindeți orice documentar despre drumul lui Patrick Dempsey la Le Mans, e făcut un... și pe YouTube sunt bucăți mari. Vreau să înțelegeți... sau să înțelegi cât de greu este un actor de talie mondială, nu locală, cum sunt eu, la un punct cu bugetul, cu echipa și cu tot setup-ul ăsta ca să faci ceva sportiv. Dar să nu credeți că el s-a dus la Le Mans și a zis, de ce nu merge cu LMP, de exemplu? Merge totuși cu Porsche. Pentru că și lui, la un moment dat, i s-a limitat treaba. Și anul ăsta are un proiect foarte tare, dar nu vreau să vorbesc despre el. Și am arătat un coleg și încearcă să facă echipă cu el, tot actor, tocmai ca să mai aducă niște buzz, pentru că oamenii s-au cam plictisit de el la Le Mans. Are 3 Le Mans-uri, cred că, câștigate la categoria lui, 2 sau 3. Nu mai era, ca... Dar totuși el este, a fost bărbatul anului ales de multe femei. Nu e un fraier ca mine. Dar dacă și lui e greu, și în documentarul ăsta veți vedea cum un anume sponsor care este în pragul falimentului îl cheamă și practic îl fraierește să vină să țină un speech pentru angajați doar ca să mai țină firma caldă. Povestea e wow. Și pentru toți cei care zic, da bă, ți-e ușor. Nu, mie un pic mai ușor decât celorlalți. Dar nu mi-e ușor de tot. Da, dar și ușorul ăla vine în spatele unei munci. Adică nu au venit lucrurile din cer, ai avut o pilă la Antena 1 și te-au angajat ăia și stai că tata a fost prieten cu ăla care era patronul și mi-a dat emisiunea asta și am fost și eu puțin bun, dar m-au și ajutat. Adică vreau să înțelegeți că eu i-am scris pe Facebook omului, fără să-l cunosc, fără să am nicio treabă și omul mi-a răspuns. Și
Da, e la podcast. Păi dacă am crezut că ești hater. Da. Păi eram. Adică și sunt în continuare. Ți-am răspuns, eu să văd ce mă mai înjurăși ăsta. Dă și el 50 de lei. Da. Da, mă, dar aia cu Patreon nu chiar poți să o faci. Pentru oameni ajută. Adică poți să-i ajuți cu sfaturi, poți să ții cursuri, poți să faci chestii pe Patreon. Eu o să mă apuc de treaba asta. Jur. Și să vină și bani. Eu îți mulțumesc că ți-ai făcut timp din tot ce înseamnă agenda ta, care sunt ferm convins că e foarte încărcată, și cu restaurant, și cu curse, și cu viață, și cu copil, și cu așa, și cu Antena 1, și cu emisiune dimineața, în fiecare dimineață, nu cred că e ușor. Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp și ai stat cu noi de vorbă și ne-ai zis din experiențele tale și ne-ai zis așa cum vezi tu lucrurile, și eu sunt ferm convins că sunt oameni care apreciază acum, sau dacă nu apreciază acum, peste câțiva ani o să vadă materialul ăsta. O să văd eu un comentarii. Da, o să vezi, vedeți că omul e în comentarii. Dați-mi un comentarii. Da, ce caută ăsta, bă? Da. Ce caută ăsta să vorbească despre mașini când el habar n-are, nu știe cu ce se mănâncă. Merge cu Honda de bătrâni. Și eu le dau dreptate. Da. Mie nu mi se pare de bătrâni. Știi ce, am condus foarte mult și dacă îi spun unui om, mai ales că sunt îmbrăcat frumos la câte un eveniment și mai avem situații de asta cu mută duba, mută așa. Oamenii nu poate să facă comparația asta decât cine mă cunoaște. Am condus foarte mult mașini cu remorci, am avut motoarele și bag remorca cu o osie și cu două osie oriunde. Asta pentru că bunicul nostru, fiertat, nu concepea să ai mai mult de 12 ani și să nu poți conduce tractorul cu remorcă cu spatele. Frumos. Am condus dube foarte multe, dube de marfă, dube de persoane, foarte multe. Adică am mulți kilometri. Chiar dacă lumea ar zice, mă, cred că ăsta a avut multe mașini mici. Nu, am condus multe mașini mari. Sunt pasionat de mașini mari. Dar asta și mulțumită vieții mele de la Reșița. Asta e. Să nu uitați, eu sunt un biet băiat de la Reșița. Da, da, câți piloți au venit de la Reșița? Au venit, da, acolo motorsportul era șef. De asta te-am întrebat dacă au avut influență în viața ta și în viața curselor, pentru că la Reșița se făcea treabă de mult. Miros, de mult. A avut miros. Hai să facem încheierea, că stăm de da, multe facem, ori gata, și oamenii s-au plictisit deja. Share, like și subscribe și atât. Asta e, gata. Gata. Dacă s-au plictisit, am oprit. Ne-am întors aici în studioul știrilor și vă spun că nu trebuie să uitați, mă bucur că ați văzut podcastul până la sfârșit și vă felicit pentru răbdare, dar nu uitați că în linkul din descriere puteți să accesați Surfshark gratuit pentru 3 luni de zile. Ce să vrei mai mult? Doar de la Stax. Băiețeală, hai că am plecat, închide emisia.